Acest program vă este oferit de Superbet. Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit la Fanatic Superliga. Suntem peste tot acum, toată lumea îmi spune Dan Diaconescu al sportului. După cum știți, am început și pe Prima Sport 1, Fanatic Superliga, sâmbăta și duminica, în jurul meciurilor derby. Acum, bineînțeles, suntem pe online, în direct și în exclusivitate, la emisiunea de bază, ca să zic așa, pe site-ul fanatic.ro. Deci, v-am zis, toți îmi scriu, Dan Diaconescu, s-a întors Diaconescu. Bine. Sunt complet opusul lui Diaconescu, în primul rând ca și kilograme. Dacă mă auzi, mă aduceți aminte de Dan cum e? Uc! Cum e? Ca o sabie, iar eu... Știți ce făceam ieri, nu? După emisiunea de la Prima, nu? A? 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 Urmărie, ceva. A? A? Da? Deci am terminat la 12:30 ieri, la Prima, că v-am zis, am început fanaticul și la Prima. Deci o să ne vedeți mereu sâmbăta și duminica... în jurul meciurilor derby, înainte de meci, după meci și așa mai departe, cu toate reacțiile, da? Și aseară, pe la 12:30, am terminat emisiunea la Prima și eram terminați. Și până... Nu știu ce am făcut, nu? Shaorma. Shaorma în băneț. Hai, mă. Da? Să vezi cum mânca Ivanovici, cum îi curgea sosul și cu Niță, înțelegi? Și cu Adi Barna, cu producătorul, le curgeau sosurile pe la unul fără un sfert și nevastă mea vă suna. Ce fac? Ce, s-a întâmplat ceva? Nu, înțelegi, așa că... Bun, deci, fiți atenți, ideea este în felul următor. Nu se schimbă nimica. Emisiunea de pe online continuă să fie emisiunea de pe online, forță, da, exclusivități, polemici, cele mai tari declarații. Da, deja v-am pregătit o bombă pentru astăzi, în câteva minute o să vă anunțăm. Deci va fi o știre tare rău de tot, în premieră, da? Tare rău de tot. Deci încă o dată, deci Fanatic Superliga rămâne pe online luni, marți, vineri și din când în când duminică dimineață. Nu se schimbă nimic, o vedeți în direct și în exclusivitate doar pe site-ul nostru, pe fanatic.ro. Doar că acum avem o extensie foarte importantă a Fanaticului, adică în sensul că ne-am extins și pe TV. Sâmbătă și duminica ne găsiți cu Fanatic Superliga, aproximativ în aceeași distribuție. Da? La Prima Sport 1, înainte de meciurile derby și bineînțeles după meciurile derby cu toate reacțiile, practic e aceeași emisiune, doar că două zile facem pe TV sâmbătă și duminică, iar luni, marți și vineri rămânem alături de dumneavoastră, fidelii noștri. Acum, bineînțeles, emisiunea este în direct, este în exclusivitate doar la noi, doar pe site, pe fanatic.ro. Haideți să mulțumim sponsorilor, sponsorul principal Superbet, liderul de forță al industriei din România și sponsorul premium Aqua Carpatica, mi-am luat două flavors, da? Strawberry cu Edelflower, căpșună și soc, da? Așa, și peach and mango, piersică și mango. Tată, ia uite-te, mamă, m-am stat așa de bune, jur, pe cuvântul meu de onoare. Nu, stai că mi-e sete. Stai, nu, vorbesc serios, de genii. Zii dacă nu sunt bune. Mie mi-a plăcut cum ai pronunțat strawberry, cum pronunț eu ambassador brand, nu? Cam la fel. Bitolia. Bitolia, yes. Sport. Bitolia Sport. Mamă, dar e bun rău de tot, Doamne, îmi plac rău de tot astea. Jean Valvis, te ador, jur, pe cuvântul meu. Nu, dar acum serios. Sunt foarte bune. Bă, belea. A? Cum sunt, Andrei? Păi nu credeam că o să beau căpșunică de la prima oră. De... Da. Bun, mulțumim sponsorilor și partenerilor noștri tradiționali și mulțumim și... celor care au început să aibă încredere și să vadă, bineînțeles, audiențele de la Fanatic Superliga, de la Max Profețiile lui Mitică. Avem din ce în ce mai mulți parteneri de publicitate în emisiune și le mulțumesc și lor. Invitații, Bănel Nicoliță, după 04, ia uite cum mi s-a făcut părul, ups, în sus. Bună dimineața. Gianni Chiriță, salut Gianni, mamă, ce tricou ai. Cu dinți. Cu dinți. Păi ați început și voi să aveți dinți. Nu, am început să arătăm colții, să-i scoatem. Da, exact, ați început și voi să aveți. Lateral. Da. Da, nu, nu, arătăm pe toți. Eu zic să vorbești mai puțin emisiunea asta. Da, mai așa, mai subțirea, nu puțin. Mai de vară. Mai de vară. Da, mai de vară că s-ar putea, Gianni, sper că îl faci varză, emisiunea asta. Bănel e fratele meu. Nu, mă, că e Bănel, ce mă interesează? Bănel e fratele meu, serios. Momentan.
intrăm în play-off. Avem 4 puncte. Păi mergeți că n-aveți ce face, așa spune regulamentul. Să fim campioni. Să stea liniștiți cei care încă cred că pasă pierd. Bine, vorbim imediat, vorbim, dar îmi place freza asta. Up, s-a ridicat după weekendul ăsta. Eram să mă dau capul de perete. Se trage exact de acolo de când cu mașina din parcare. De acolo a plecat tot. Tot ghinul de acolo. Serios? Da, bunicuța. Bunicuța malefică. Mă auzi? Cred că era domnul Șucu deghizat. Și, bineînțeles, Andrei Vochin, cunoscut jurnalist și oficial al Federației Române de Fotbal, consilierul președintelui Federației, Răzvan Burleanu. Salut, Andrei, și bine ai venit! Bună dimineața! Bun! Bun, deci cam asta e treaba, da? Ne-am dus pe TV, ne-am dus, da? Vedem acum cât om putea să ducem, că știi cum ți-am zis, azi noapte mâncam și aorbe, că nu mai puteam. Și dimineața, azi noapte mâncam și aorbe și dimineața înjuram. Că știi, mamă, deci nu m-am simțit deloc bine, zic. Și nu mai mâncam și aormă, înțelegi, la 12 jumate. Bun! Da. Da. Bun, haideți să începem în forță cu primele declarații acordate fanatic de Mihai Rotaru, da, principalul finanțator al Universității Craiova, da, pentru că a fost derbiul ieri, derbiul din Bănie, un meci frumos, o să discutăm, bineînțeles, dar haideți să vedem primele declarații ale lui Rotaru pentru fanatic. Seara, domnul Rotaru, o partidă de ținut minte, o partidă pe locuri chiar de povestit nepoților. Bună seara, bună seara. Da, o repriză a doua foarte, foarte bună pentru noi. Am arătat atitudine și pentru mine asta este cel mai important. Este un meci de care pe care. Întotdeauna vor fi astfel de meciuri când jucăm în Bănie. Și vreau să felicit și jucătorii echipei gazdă de data asta. A fost un meci bun și mă bucur că s-a terminat cu rezultatul. Cum ați văzut meciul? Povestiți-ne puțin care au fost trăirile din prima repriză, care trăirile din a doua? Trist în prima repriză, jocul nu ne ieșea, apoi Vailo a făcut câteva schimbări și am pus punire pe joc. Îmi pare rău că a ieșit Screciu, să vedem ce are, pentru că el ar fi o pierdere și pentru echipa națională și pentru Universitatea Craiova. Dar la pauză am zis că le dăm 3-1, gol în minutul 65, în mintea mea. 65, 70 și 90. Nu mi-a ieșit, mi-a ieșit în 70, 75 și 90 plus 4. Am avut o ocazie singur cu portarul, foarte simplu, să facem 3-1. Da. Mi-a fi ieșit pronosticul, să spun, pe care vi l-am dat singur. Bun, da, am o întrebare. După o primă repriză atât de slabă, pentru că a jucat slab în prima repriză, asta este adevărul, un plus mare pentru formația lui Napoli, totuși cum v-ați gândit că veți reveni atât de spectaculos la 3-1? Sau nu știu, pe ce ați mizat? Pe modul în care au fost montați, pe modul în care au intrat în teren, știind că trebuie să lupte 90 de minute, 100 de minute, 120 de minute dacă e nevoie. Știam că intră, să dea tot un teren și știam că vor întoarce. Ăsta era feeling-ul meu. Uh-huh. Și până la urmă așa a fost. Da. Pentru că băieții chiar au arătat că sunt montați. Uitați-vă la Mitriță câte sprinturi bagă minutul 90. Uitați-vă la Ivan, la Bayram nu mai vorbesc. Toți jucătorii. Anzor a fost foarte bine. Mateiu s-a bătut acolo. Căpă, Pancu, toți. Și atunci știam dinainte de meci că sunt foarte montați, știam de la înainte de meci că nu se ia în calcul decât victoria într-un meci ca ăsta și am avut încredere în ei. Îmi pare rău pentru Câmpanu că a avut o să dea 3-1, în primul rând pentru el și sigur pentru noi, stăteam liniștit încă un minut jumate. Da, și v-a stricat și pronosticul, cum se spune. Ca să zic așa. Nu câștigam nimic decât satisfacție personală, să spunem. Da, corect. Mitriță, bine, toți în a doua repriză, cam toată echipa s-a mobilizat, dar Mitriță, one man show, un golazo, pur și simplu, pasă genială a lui Bancu, Mitriță, golazo, acel lob fantastic, un jucător căruia când am mai vorbit noi la Fanatic, știți că eu i-am zis că arată, păstrând toate proporțiile, ca Messi de România. Așa arăta și astăzi. Nu despre asta trebuie să vorbim la Mitriță de foarte multe meciuri încoace. Trebuie să vorbim de atitudinea lui, de cât efort depune pe teren, pentru că la el realizările vin de la sine. Ce este important să arate atitudinea și determinarea pe care a arătat-o, nu doar în meciul acesta, și în meciurile precedente. Și atunci lucrurile vor veni de la sine. Nivelul lui va crește, pentru că el este într-adevăr un jucător fabulos și l-așteptăm să dea mult mai mult. Atitudinea, asta este din punctul meu de vedere marele câștig al lui Alexandru Mitriță. Golul? Fabulos. Fabulos.
Da. Dar aveți pe domnul Nita acolo și pe domnul... Aveți, aveți un colectiv tehnic deosebit acolo. Da, da, așa e. Putem să ne, să ne ducem cu toții la o echipă cât de curând, ca să zic așa. Da, da. Bun. Portarul știi cine e, nu? Nu. Păi cine era liceu portarul de obicei? Cine? Ăla mai gras, adică eu? M-am prins repede. E o victorie importantă că ați bătut și echipa lui Mititelu, ținând cont de, mă rog, de tot războiul ăsta care nu se mai termină. Nu, nu e un război, este, să spunem, o competiție. O competiție care este cu sentimente mult mai intense în oraș la noi, dar, repet, jucătorii celor de la FCU chiar au făcut un meci bun și chiar vreau să-i fericit. Nu este nicio urmă de ironie. A fost un spectacol. Prima repriză au jucat foarte bine, a doua noi am jucat extraordinar și s-a întors jocul. Aveți așa o satisfacție că l-ați trimis, sau mă rog, l-ați păstrat pe Mititelu pe loc de baraj la retrogradare? Nu, nu, nu. Nici vorba, v-am mai explicat că pentru noi, gândiți-vă că acum ar fi trebuit să jucăm unde? La, să spunem, la Ceaclău, la Vaslui, ar fi trebuit să jucăm foarte departe. Nu, am jucat acasă, am făcut 3 minute până la stadion, din cantonament. Da. Spuneți-mi, acolo speranța la titlu e, la un miracol, sunt 7 puncte în momentul de față de FCSB. Toată strategia noastră este făcută pentru podiumul Ligii 1 și pentru Cupa României. Este foarte, foarte greu să ne gândim la campionat, dar este ambiția noastră să terminăm pe podium. Și asta vreau să facem. Bun, dar sincer, nicio virgulă așa la campionat, așa acolo, în sufletel acolo, undeva ascuns. Visele nu poate să ni le ia nimeni, nu? Întotdeauna visăm și e foarte bine, dar dimineața ne trezim. Da, da, și asta e adevărat. Deci nu, deci realist vorbind, nu vă gândiți la titlu. Ne gândim să trecem peste CFR etapa următoare. Dacă noi câștigăm în Gruia, trecem peste ei. Dacă după aceea legăm și o victorie cu Rapidul în, pe Ion Oblemenco, suntem pe locul 2. Este, matematica e simplă. Da, porțile ni se deschid, ca să zic cu două așa. Meciuri, trecem pe locul 2. Da, da, da. Ați fost mulțumit ieri de victoria Rapidului? Nu mă interesează atât timp cât nu suntem noi cei implicați în lupta pentru titlul în acest moment. Mă interesează ce facem noi. Nu aveam timp să ne gândim la meciul Rapidului cu FCSB. Ne gândeam strict la meciul nostru. Da, aseară nu v-ați gândit așa cum v-a spus domnul Becali? Băi, Mihăiță, mă iau eu după Mihăiță, sunt idiot. Păi nu trebuie să ia după mine, trebuie să ia după domnia sa. Când i-a spus-o cu banca de rezerve? Nu, haideți să nu mai intrăm acum în polemici, haideți să ne bucurăm de victoria asta. E o sărbătoare în primul rând și în primul rând pentru Peluză. La Peluză am câștigat, au fost extraordinari și suporterii noștri sunt ceva aparte când vor. Când nu vor... Da, am văzut că jucătorii imediat s-au dus în Peluză. Foarte frumos, eu n-am fost la meci, din păcate, dar spectacol am înțeles, am vorbit cu colegii mei și... sentimentele au fost foarte, foarte intense. A doua repriză, sincer, cum a trăit-o? Cu bucurie și cu speranță, dar speranță fundamentată, pentru că până la urmă, dacă o dădea campanul, era 3-1. Uh-huh. Îmi pare rău, sunt primul și primul rând pentru el. Știm ceva despre Scrieciu, ceva concret? Pentru că Scrieciu e foarte important și pentru echipa națională. Încă nu am nicio informație, voi afla în următoarele momente. E una, domnul Rotaru, e una dintre cele mai frumoase victorii de când sunteți la Craiova? Au fost multe victorii frumoase. Au fost când Dumnezeu să-l ierte la mormântarea lui Ilie Balaci, când a câștigat în fața FCSB-ului cu 2-1, când am bătut în minutul 93 CFR-ul cu 2-1, când am câștigat în Gruia. Nu, au fost multe victorii. Aici e o victorie, să spunem, de etapă. Bine, și de orgolii, bineînțeles, că nu. De sentimente trăite de către suporteri. Este o victorie foarte, foarte importantă pentru suporteri. Iar noi suntem formați ca să satisfacem suporterii. Ei și-au dorit și doreau foarte mult această victorie și au primit-o. Ați fi digerat o înfrângere? Din asta este făcut sportul, din victorie și înfrângere. Aș fi digerat-o, dar mai greu, normal. Da? Dar până la urmă o digeram. E ca atunci când mănânci cade de porc la grătar cu cartofi prăjiți. Se spune că este imposibil de digerat, dar ea totuși se digeră. Se tot vorbește domnul Rotaru și de multe ori l-am criticat pe Ivailo pe TV. Este victoria lui Ivailo astăzi, apropo, și de tot ce s-a întâmplat în a doua repriză? Este și victoria lui, pentru că a fost inspirat. Câmpanu a intrat foarte, foarte bine. Ivan s-a bătut cu ei, a fost acolo, l-a trecut pe Mitrița în centru și a schimbat-o jocul în acel moment. Este victoria tuturor, este victoria lui Petev, a staffului lor, a lui Bancu.
al lui Mitriță, ai lui Iura Baderi, care a jucat foarte bine. Toți, Anzor, din punctul meu de vedere, și-a făcut foarte bine treaba la mijlocul terenului. Bairam iar începe să facă diferența. Bairam, ușor, ușor, dar vorbeam cu dumneavoastră acum două luni de zile. Bairam va redeveni ușor, ușor jucătorul de care, pe care îl știți, de care Universitatea Craiova are, are nevoie. Da, nu v-am, v-am întrebat de pe TEP pentru că știți cum e. De multe ori criticile s-au dus poate și nedrept împotriva lui. De-aia v-am întrebat dacă este... Mie mi s-a părut că e victoria lui astăzi, a lui TEP. Este și a lui, este victoria tuturor, dar sigur că el a avut un merit foarte, foarte mare. Da. Totuși puțin spectatori. Mă așteptam la... De ce nu mai vine lumea la meciul la Craiova? Nu, noi ne-am făcut datoria. Noi am umplut peluza. Peluza noastră a fost fantastică. Asta am avut pentru suportul Universității Craiova. Noi am avut bilete în peluza lor, doar acolo. N-am avut în altă parte. Uh-huh. Restul trebuie să întrebați în clipa gază de ce au fost puțini. Am înțeles. Deci o victorie care vă unge pe suflet, nu, domnul Rotaru? Care ne bucură. Care ne bucură. Nu e de uns pe suflet. Este o victorie care ne bucură. Mai ales prin prisma trăirilor de suporter și trăirilor ale suporterilor. Urmează CFR-ul. Mare meci contra lui Mutu. Da, este un meci, mai ales că jucăm la ei acasă. CFR-ul e o echipă foarte grea, ați văzut-o cu toții. CFR-ul nu moare. CFR-ul are 10 vieți. Și va fi un meci foarte, foarte greu. Dar, repet, noi cu o victorie urcăm pe podiu. Cu două victorii urcăm pe locul 2. Cu trei victorie, visele încep să prindă aripi. Haideți să vedem ce facem la CFR, să câștigăm acolo, după aceea vedem. Am înțeles. Băieții au avut astăzi vreo primă, domnul Rotaru? Nu, nu. Nici o primă specială? Nu, nu, ar trebui să dăm alte conotații acestui meci, n-am vrut. Dar nu cred că aveau nevoie de vreo primă. Mai ales că ei sunt datori în momentul acesta. Adică? Adică locul pe care îl ocupăm în acest moment nu este conform cu pretențiile noastre. La câte puncte ați fi fost de FCSB dacă n-ați fi irosit niște puncte prostești, aș putea spune? Dacă gândiți-vă, am fi fost undeva la 3-4 puncte, maxim. Maxim 3-4 puncte în acest moment. Da? Maxim, maxim. Pentru că gândiți-vă la puncte pe care le-am avut în buzunar. 2-0 acasă cu Iașu. 2-0 acasă cu Cluj. Meciul de la Botoșani, încă 2 puncte. Meciul cu Tarat, încă 2 puncte. Meciul cu Cluj din deplasare, când am avut ocazia aceea rarissimă să facem 2-0 în minutul 90. Sunt 10 puncte, da? 15 minus 10 sunt 5. De împărțit la 2, eram la 2,5 puncte de loc întâi în acest moment. Da, așa este. Mitriță, credeți că la cum joacă Messi de România poate fi ocolit de echipa națională? Poate întâmpla orice, dar, repet, vreau să ne uităm la Mitriță, la atitudinea lui, pentru că, până la urmă, acesta i-a fost reproșat de-a lungul timpului. Atitudinea lui este de jucător, de lider, care poate să tragă echipa după el. Și exact cum am zis, este jucătorul care poate să-ți rezolve singur meci. Da, Messi de România, haide să nu ne ferim, chiar dacă poate sună exagerat, da? Hai să facem și noi vedete aici în Superliga, domnul Rotaru. De ce să ne ferim? Asta trebuie să facem, nu? Suntem nu, Messi de România, de ce să nu-i spunem? Nu trebuie să vă feriți nici asta de cuvinte. Este fabulos, adică el acolo, gândiți-vă că a dat un lob cu piciorul slab, piciorul stâng. Uh-huh. Dar să nu uităm pasa lui Banco. Da, pasa lui Banco absolut incredibilă. Da, Messi de România, Mitriță, o partidă bună de tot, dar Rotaru cam chitros. A? Nu le-a dat nicio primă la băieți, nimic, ca ieri. Da, că era meci important și ca orgolii și să-l bată pe Mititelu. Nu, fii atent, și să-l bată pe Mititelu, așa, dar era meci important și pentru puncte. Pentru că eu vă spun ceva, adică vă spun clar, vă spun. Și eu vă spun că Rotaru undeva, așa, visează acolo la un miracol. Speră la un miracol. Nu? Păi e cam tot ce le lipsește în ultima perioadă, în ultimii ani. Un titlu. Da. Toți spun asta la unison. Da, sunt la 7 puncte acum la înjumătățire. Hai să vedem clasamentul. Hai să vedem clasamentul. Ia uite cum stau ca soldăței dozele. Da, cu Flavors și da, cu mi le-am luat. Puncte, ca voi, v-am dat două voi, da? Moderatorul, da? Ia cum jucăm? În 2-3-2? Da, 3, sau 4-3-2? 4-3-2. Da, Paolo, ne-a eliminat un jucător. Cum? Da. Dar ia să vedem, dați-mi clasamentul de... clasamentul de play-off, da? Ia să vedem de unde începe, măi, oameni buni, da? Deci de-abia aștept. Deci o să fie 10 etape... Deci dorm aici, la televizor. Mai nebun play-off. Bănele, la televizor dorm. Și la site și la televizor. Îți dai seama cum era să fim și noi în play-off? Da. Deci fii atent.
FCSB 32, Rapid 28, CFR 27, da? Universitatea Craiova 25, Farul 22, Sepsi 22. Deci rotarul la 7 puncte de FCSB. Eu vă spun că rotarul speră și Craiova speră. Știi, e greu, e greu, da, știi. Bun, fii atent, că v-am zis că vă dau o bombă, da? Da? Declarație Neluțu Varga pentru fanatic, da? Da? Nici CFR-ul nu doarme, da? Ca să zic așa. Spune așa Neluțu Varga. Ne batem la titlu. O spun clar și răspicat. Am încredere în echipa mea, am încredere în fotbaliștii mei, am încredere în Adrian Mutu. Suntem o formație puternică, echilibrată pe absolut toate compartimentele, cu jucători de mare, mare, mare valoare. Mi-a și zis, de trei ori te rog să pui mare, mare, mare valoare, da? De exemplu, cred că Otele al nostru este cel mai bun atacant din România, peste contracandidații de la celelalte formații de care se tot vorbește în ultima perioadă, și ei jucători valoroși, dar eu cred nici de cum de calibrul lui Otele. Sunt de părere că avem niște fundași minunați, un portar fantastic, un Taxidis care oricând poate să hotărască soarta unui meci, un Bârligea care evoluează cu inima, nu 90 de minute, ci 100 de minute sau 150 de minute. Și avem un antrenor care va dovedi că are valoare, că se pricepe la fotbal, că simte ca nimeni altul jocuri și care sunt convins că ne va aduce rezultatele scontate. Da, chiar dacă în acest moment se vorbește mai puțin de CFR, eu vă transmit că CFR-ul se va bate la titlu până în ultima etapă. Suntem o trupă puternică, suntem o echipă care veți vedea, o să aibă o cu totul altă față în play-off, acolo unde meciurile se vor juca cu inima. Iar noi la CFR avem o inimă mare, mare, mare și asta o vom demonstra tuturor adversarilor. Le spun atât fanilor, credeți în noi, urmează 10 finale, iar CFR le va juca pe toate ca și cum ar fi ultimul meci. Și acum vine bomba, da? N-a mai fost în România așa ceva. Dacă băieții iau titlul, îi anunț public că prima este una record pentru fotbalul românesc. Le voi da să împartă lor și ștafului, Andrei, ține-te bine, 1 milion de euro. Deci aceasta este prima, 1 milion de euro pe care CFR Cluj, jucătorii, toți cei care trudesc la echipă, vor împărți în cazul în care luăm titlul de campioană. Sunt fer convins că pot să-mi ia banii, îi dau cu cea mai mare plăcere și am mare încredere că avem forța necesară să câștigăm din nou titlul de campioană a României. A? A? E foarte frumos așa, dar deci, miracolul, bani are să-i dea. Miracolul domnului Rotaru, da, cu încrederea extraordinară a domnului Varga, cu ceea ce a demonstrat Rapid în meciul de sâmbătă seară, toate astea mă fac să cred că vin în ajutorul FCSB-ului. Pentru că asta înseamnă că se vor bate între ei cu șanse, sperând să aibă șanse la titlu, și este foarte posibil ca asta să fie un mare avantaj al FCSB. Da, pentru că acum îți dai seama, de exemplu, sâmbătă la Cluj e CFR Universitatea Craiova. Exact, păi da? La asta m-am gândit când ai zis tu. Da, vor fi miracolul, care pe care. Miracolul. Cineva, adică, știi cum e? Cineva va fi căsăpit în favoarea FCSB-ului, da, nu? Și dacă se termină egal, probabil că Bănel va râde cu gura până la ureche, așa, de bucurie. Andrei, 1 milion de euro, Gianni. Păi când ai zis prima 1 milion de euro, n-ai văzut că s-a făcut liniște în studio? S-a făcut liniște. La noi, la mine s-a făcut nici și ei doi au ieșit ușor la încălzire. Nu ne-ați văzut la încălzire ce aveam? Ba da, te-am văzut, Gianni, da. Te-am văzut, Bănele. Gianni, 1 milion de euro. Puh, o primă extraordinară. N-am motivație mai mare ca asta. Nu, ai mai auzit, Bănele, de așa, de prima de 1 milion de euro? Nu. Nu, sau acum serios, de când jucați voi? Nu, chiar nu. Nu, serios. E prima record pentru fotbalul românesc, nu? Da. Da? Nu? Și mi-a spus Neluțu, și l-am întrebat, e sigur? Dar eu l-am întrebat, e sigur? Și zice, nu, ure, 1 milion, și știi că eu mă țin de cuvânt, mi-a zis, anunță public că 1 milion de euro le dau băieților dacă ne vor face bucuria să ne aducă din nou titlul de campion. Toată inima să deci, voi vă dați seama ce orgolii sunt, voi vă dați seama ce e. Lăsați clasamentul cât vorbim de play-off. Eu spun lui Gabi Safta să nu-i spună lucrul ăsta lui Dan Petrescu, dai seama că își mut de părul din cap. Adică, eu conduceam clasamentul cu 10-15 puncte, nu mai îmi promitea nimeni prime de 1 milion. Mai bine eram pe locul 3 ca ăștia acum, da, ca să-mi promită și mie o primă de milion, să-mi valorizeze succesul. Că n-am auzit până în ăștia cei 5 ani în care CFR a câștigat titlul de o asemenea infuzie. Au fost infuzii de capital pe alte părți, că de-aia au și ajuns la minus. Da. Au fost bugete record la CFR. Au fost bugete. Dar vezi că asta e, că poate e mai bine câteodată să fii pe locul 3 ca să augmenteze prima. La. Dar motivația supremă, Rapidul a dat-o.
motivația supremă, a văzut și domnul Varga că se poate. Bă, se poate. Gata, hai să intru cu ceva, să-i motivez pe băieți. Bănele, Bănele, a fost seară grea? Seară neagră pentru steliști, clar. Că de 2 ani de zile tot ne bat rapidiști. Nu, dar vă bat, adică stai, acum v-a dat 4, acum v-au dat 4, data trecută 5. Cum? Cum vă bat de la? De la 3 în sus. Și e o problemă. E o problemă. E așa șoacă cu FCSB-ul, de la 3 în sus, rapidul. Dar când spui că ai cei mai buni jucători, ai cea mai bună apărare, cel mai bun atac, cel mai bun mijloc, și ei 4 la rapid, atunci e o problemă gravă. A lipsit doar Inghezan, atât. Din primul 11 pe care a început campionatul. Și poate Pantea, poate Pantea. Poate Pantea. Da, da, da. Nu, de fapt nu poate Pantea. E același nucleu de jucători pentru că totuși era care titular. FCSB a început anul. Dar ce s-a întâmplat? Puțin li s-a vorbim că au intrat pe vârful, nu există. Pentru nu? Că nu, își doreau... Mie nu mi s-a părut că au intrat nu. Pe vârful. Pentru că ei își doreau să îi elimine. Clar că dacă câștigau, să duceau la o defensă mai mare față de locul 2. Și atunci le convenea. Și atunci îi punea și pe CFR la respect și pe Craiova și nu mai vorbeam acum de 1 milion de euro promiși de domnul... Mă vorbeam, dar pentru locul 2. Da. Pentru locul 2. Da. Acum, vedeți, le-a dat șansă la tuturor. Dar ce s-a întâmplat, Bănele? Adică mi s-a părut la un moment dat... Toată echipa, adică dacă... Ascultă-mă, mi s-a părut la un moment dat și un haos tehnico-tactic. În a doua repriză s-a jucat ca în curtea școlii. Adică Rapidul au avut niște contra... Să zicem că primele 35-40 metri s-a jucat de la egal la egal. Uh-huh. Adică nu... Puteți să crezi o secundă că FCSB poate să piardă cu 4-0. Niciodată. Niciodată. Dar, în momentul când au primit gol, atunci s-a văzut că nu mai este echipă. N-a mai fost uniți, n-a mai alergat, n-au mai fost echipa din 2014, când am început prima etapă din 2024. Uh-huh. Și atunci a fost o problemă. Nimic, da. Nici Florinel, nici... Nici Coman, nici Molaru, nici Băluț. Adică nu poți să iei un jucător și să spui, da, uite, mi-a plăcut sâmbătă seara de la FCSB X. Foarte greu, sincer, foarte greu. Și dai seama că eu sunt omul care i-am suferit cel mai mult. Da? Pentru că am dat numai de rapidiști peste tot. V-am dat, v-am făcut cu tare, vă da. Batem, vă te-ai trecem. Sufocat, cred mai ales că pe mine... Dar n-ai fost la meci, nu? Nu, nu. Inspirat. De ce? Pe ce să caut? Că Rapidul e gazdă. Nu mă a, ce să cauți în Giulești? În Giulești. Nu? Uh-huh. Niciodată, serios. Și mai ales că m-am întâlnit numai cu rapidiști. Ce ți-au zis? Fai de că, mai ales că ei țin minte și de când i-am eliminat eu cu golul meu, marcat și așa mai departe. V-am făcut, uite, na, vă dăm, pe unde vă prindem, vă batem. Mai de la 3 în sus, bravo ție. Zic, campionatul nostru l-a luat, stați de știți. E clar că a fost o victorie meritată. E un accident? Poți să pun... Nu, adică nu... pentru FCSB e doar un hai accident? Să cred că poate să fie doar un accident. Sau dar, așa speri? Așa sper. Dar, pentru că ați arătat rău, Bănel. Nu rău, foarte rău, din toate punctele de vedere. Și tactic, și fizic, și nu au avut ambiții, orgolii. Adică într-un derby să pezi cu 4-0, pentru mine e prea mult. Uh-huh. Adică dacă te bătea voluntariu, da, puteai să spui, da, domnule. Am jucat cu voluntari, am intrat pe vârfuri. A fost un accident. Un accident. Mie știi cine mi-a plăcut cel mai mult de la FCSB? Că mi-a plăcut un jucător de la FCSB, chiar dacă a pierdut cu 4-0. Știi, mie cine mi-a plăcut cel mai mult de la FCSB? Mă refer la jucător de la FCSB. Și sună așa paradoxal. Păi cum au pierdut 4? Mie mi-a plăcut mult un jucător. Chiricheș. Jucai cu Chiricheș, Bănel? Sincer? Da. Da. A? Da. Da? V-am și spus-o, că am avut emisiune. Adică, crezi că a fost o greșeală? Nu știu dacă a fost o greșeală. Păi nu, așa a apărut. La ce vrei ăștia a fost prin apărare? Mai bine ce e acolo, nu pot, decât am o părere personală, pe care mi-o asum când spun. Eu, dacă eram, jucam cu Chiricheș. Uh-huh. Pentru că experiență, și că campionat european, am jucat la echipe puternice, vorbind de Tottenham, vorbind de echipe puternice. Nu e un jucător care, să zici, bă, are nevoie de acomodare. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că au greșit. Uh-huh. Eu jucam cu Chiricheș titular. Umilință? Umilință? Cu tot respectul față de Popescu. Adică nu am nicio treabă. Dar, prin experiența lui Chiricheș, nu cred că se întâmpla să luăm un 4 niciodată. Da, da, da. Te-ai simțit, cred că, și umilit puțin. Bă, lui iei 5, după aia... Eu sunt un om care trăiesc, mă bucur, plâng, fac toate. Aole, nu spune că ai plâns.
De ce să mă plângi? Eu păi au fost mai și mai plâns că v-au dat ăștia acum, da. A, ok. Da, sufer, adică eu sunt omul care nu pot să ies așa, gata, am pierdut FCSB, ce bucuros sunt. Nu există la mine. La mine nu există. Nu vorbesc cu nimeni. Și gândiți-vă că mă sună mulți. Până și domnul Robert mi-a dat mesaj pe 12 și vreau să sun să-i spun, ce vrei, mă, Robert? Ce nu-ți convine? Ce faci, frate? Ce faci, frate, după meci? Da, 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 ce băiată. Steamă. Și ce, nu ai răspuns? Mi-a răspuns, am vrut să-l... Dă-i și bloc. Nu ai dau bloc. Dă-i acum bloc, da. Dacă e, construiesc eu un bloc și... Și îl dai. Bun, mergem la Craiova. Da, îl avem pe Sorin Cârțu în direct. Salut, Sorine! Salut, domnilor! M-auzi, erai... M-auzi, bă, Sorine, te-au arătat ăștia ieri la meci în cadru, în prima repriză. Erai livid la față în prima repriză. Prima? Mamă, ce repriză plină de frustrări, de reproșuri, de supărări, de negru. Ce negru era puțin spus acela cum a avut. Dar, bă, să știi că au fost momente când m-am gândit la FCSB, știi? Când după prima repriză. Și am văzut să nu o furăm la fel cum a făcut FCSB. Se aude un plastic acolo, cred că din mâini. Faci cumva... Ia vorbește acum. Gata. Acum vorbesc. E bine? Nu, te atingi de fermoar. Dă-ți fermoarul mai jos. Fermoarul mai jos. Să-mi arăt pieptul. Așa, tată, așa. Altă viață fără fermoar. Da. Bravo, tată. Da, da, da. Sorin Cârțu. Întotdeauna. Mamă, ce țâțe ai, Sorine. Auzi, păi vezi, întotdeauna când ești dezbrăcat e mai bine, nu știți. Da, da. Apropo, serios te-ai gândit în prima repriză să nu luați 4? Păi da, la ce evoluție am avut? Așa, nu, tu vorbești serios, te-ai gândit la FCSB? La ce evoluție am avut și ne-a fost superioară FC-ul în prima repriză. De ce să nu recunoaștem? Au jucat mai bine. Așa, și la ce te gândeai? La ce te-ai gândit? Păi ce? Era problemă dacă îți venea golul 2, mai venea un gol 2, gata. După aia capul mare, știi cum vin celelalte repede. Uh-huh. Și la ce te gândeai? La FCSB? Dar la FCSB m-am gândit, bă, ce au făcut, chiar nu știu cu cine vorbeam, cu Naie, cu Ungureanu, mi-am spus, bă, dacă jucăm așa, n-avem nicio șansă să-i batem, să nu ne facă ăștia ce le-a făcut Rapidul FCSB-ul. Aoleu. Ce s-a întâmplat, Sorine, în a doua repriză? E și meritul lui Ivailo la pauză? Probabil, nu știu, în orice caz, primul lucru, schimbare. A schimbat, pentru că nu vorbesc, nu sunt ăla să vorbesc după război. Știi că Helmut Schön a spus că cel mai bine s-a simțit sau a fost cel mai mare antrenor întotdeauna lunea, după duminică, știi, după ce era meciul lunea, deci a spus, sunt cel mai bun antrenor. Așa și cu ăsta. Dar eu înainte de meci, în discuțiile care le-am avut noi acolo la Luje, am spus că din punctul meu de vedere eu aș fi jucat altcumva, aș fi făcut altcumva formație. Mă gândeam la un Maldonado Badeli și Scrieci un mijloc în zonă centrală. N-aș fi jucat, recunosc, cu Anzor, fără Anzor și cu Ivan în poziție din asta de atacant. Iar pentru că momentul în care și repriza a doua, momentul în care l-a băgat pe Ivan, a avut iar doi atacanți, a fixat altcumva apărarea lui FCU și au putut să activeze. Și apoi iar când s-au schimbat și cu Marcovici, a trecut într-o poziție centrală Mitriță, s-a dovedit așa pe spațiile libere și largi care au apărut în timpul jocului că au acționat dezinvolt, au acționat mai bine. De aia s-au și creat de asta și situația la adică de asta te întreb, gol. E și meritul la pauza lui Vailo pe care... Da, probabil că a văzut ceea ce a greșit, sigur, ceea ce a greșit în enunțul formației și a schimbat. Și a fost altceva. Oricum, ți-a spus, și intrarea lui Ivan a contat așa ca un alt aplomb al ofensivei. Nu, Sorin, Ivan a făcut o partidă bună, asta discutam aici. Bună. Remarca și Andrei Vochin și spunea, e unul dintre meciurile bunele lui Ivan. Și nu trebuie, din punctul meu, eu ți-am spus, aș fi jucat cu el de la început, mai ales că și data trecută când a intrat Ivan, nu,
a intrat destul de bine și pe la Petrolul și pe la asta. Deci încet, încet să, eu știu, poate revenim la ceea ce a fost Ivan într-o perioadă și ajutor pentru, pentru echipă, ajutor foarte bun. Ar fi. Eu îți spun un singur lucru, Sorin. Deci îți spun un singur lucru. Și o să am un scurt speech, ca să zic așa. Ivan este un jucător de valoare. Ivan, cel puțin, da? Deci cel puțin, Sorin, pentru Superliga, da? Că nu vreau acum iară să-i mai umflăm, că ai văzut, îi desumflăm imediat. Cel puțin pentru Superliga este unul dintre jucătorii exponențiali. Să nu uităm că Ivan, an de zile, a marcat 14-15 goluri. El a fost unul dintre fotbaliștii care a pus umărul ca Universitatea Craiova aproape să dea, să ia titlul de campioană în sezoanele trecute. Lui Ivan îi lipsește doar încrederea. Eu îi spun public lui Ivan următorul lucru. Ai încredere în tine. Ești un jucător bun. Ești un jucător de valoare. Ești un jucător, mă uitam ieri cum a tat spațiile. Știi fotbal mult, Ivane. Deci îți trebuie doar încredere și îți mai trebuie ceva, un gol să te descătușezi. Atât îți mai trebuie un gol să te descătușezi. Dar tu trebuie să știi că ești un jucător care ai marcat 15 goluri, 18 goluri în sezoanele trecute. Fotbalul n-aveai cum să-l uiți, prietene, da? Ai mare valoare, cel puțin pentru fotbalul românesc. Ești unul dintre jucătorii exponențiali care poate să ajute orice echipă să ia titlul de campioană, nu doar Universitatea Craiova. Îți trebuie doar încredere, da? Ia puțin încredere, da? Ia puțin praf de încredere și sunt convins că o să poți să ajuți echipa în play-off. De ce nu să atace și acest miracol al titlului? Pentru că orice se poate. Trebuie doar să-ți regăsești încrederea, pentru că fotbal n-aveai cum să uiți. Tu ești un jucător de clasă, m-ai înțeles, Ivan? Și eu sunt convins că vei arăta asta în play-off. Ăsta e mesajul meu, Sorine. E un jucător de clasă. Da, da, asta spun, trebuie și ajutat aici, adică să mai mult, să se tragă mai mult de ăla. Eu, de exemplu, n-am văzut cum a fost partida cu cine, cu Voluntar, parcă. Îl ai pe Ivan pe margine și bagi pe Belsa sau nu știu ce. Adică jucătorul ăsta ce a făcut și ce înseamnă el, pentru că va trebuie mai mult ajutat. Mai, chiar dacă, eu știu, când îl bagi în unele momente are și evoluții proaste, nu nimic, mai treci cu vederea și iar îl înțis da. El, iar îl înțis cu el că poate să ajute și aseară a fost foarte aproape să marcheze. Nu, a jucat bine. A fost și o șansă la respingerea lui Popa și că balonul a putea să ajungă la Bayern și atunci și-ar fi Sorine, pus vezi bă cu fermoarul ăla, trageți fermoarul cumva, să nu se lovește, exact, se lovește fermoarul, așa. Nu contează, lumea știe cum arată. Lumea știe, exact. Sorine, când ai văzut golul tău, a explodat? Bun, da, m-am pupat cu prietenii lângă cu Mititelu. Mine. Era că te pupai cu Mititelu. Era departe. Să știi, da. Păi meritam la cum se desfășura partida și se merita. Simțeam așa că vine golul. Nu mi-a plăcut că după 2 și se putea insista. Nu, dar să știi, golul plutea în aer. După la 1-1 da, golul a plutit da, în aer. Da. Păi de asta spun, și după aia puteai să forțezi și mai mult ca să tranșezi partida definitiv, pentru că am văzut un FCU complet depășită și n-au știut să iese din acel moment slab așa și cerea goluri. Dar a fost așa puțin un pas înapoi, a venit acea ocazie târzie a lui alu Câmpanu. Apropo, și Câmpanu a intrat destul de bine în joc față de alte partide și a contribuit așa la presiunea aia care s-a pus pe Sorin, Fricio. Cine a câștigat duelul de carilor dintre Mitriță și Bauza, după părerea ta? Bă, să știi că bine, Mitriță că a marcat și golul și dar să știi că Mitriță a făcut o primă. Amândoi au făcut Bauza în prima repriză s-a mișcat mai bine decât Mitriță. Mitriță a făcut o repriză foarte slabă. Prima repriză, dar repriza a doua a fost cel care iar a catalizatorul formația trasic, pe asta l-am văzut mult mai montat și i-am văzut și descătușarea atunci când a dat golul și a ales
o soluție pe care aș fi vrut să o văd și la partida cu FCSB-ul, dacă vă aduceți aminte, când a scăpat tot așa cu ăla și a preferat să șuteze tare și a apărat tot Târnăvean, când putea tot așa să încerce un lob sau o scăriță din asta câștigătoare. Da, bine, golul fabulos, execuție fabuloasă. Golul, da. Bine, a fost, după mine, este și facilitată de portar. N-avea voie să iese din port acolo. El era totuși într-un duel cu apărătorul. Da, care da, greșeală de portar. Mai... E greșeală de portar. Numai pronunța FCSB că e Bănel aici, plânge aici lângă noi. Înțelegi? Nu mai e om după ce s-a distanțat la Vidu. Sorin, știm și noi cum e. Am văzut că înainte cât era de supărat. Dar chiar trebuie să fie supărat, pentru că n-ai cum să te prezinti. N-a fost victoria Rapidului. A fost chiar, hai să nu-i spun umilință, că e rău, nu ne așteptam la ceva rău. Sorine, ceva rău, a fost ceva rău. Mie mi-a plăcut, nu neapărat pe evoluția proastă a FCSB-ului, dar mi-a plăcut cum a jucat Rapid, modul în care a abordat și vezi că mai aveam noi o discuție odată, că antrenorul Becali îl bate pe Bergodiț. A spus că n-are cum, că Bergodi e antrenor și el acolo a fost câștigat clar duelul Bergodi-Gigi câștigat clar de Bergodi, câștigat clar, păi bine, și scorul l-a surclasat pe Gigi și modul în care s-au prezentat în teren și cum a făcut formația și ăsta mi-a plăcut modul în care au activat Rapidul așa și ți-am spus de la mijloc în sus foarte, foarte reactivi, harnici, lucru care m-a și la Craiova când au jucat, să știi că m-a surprins așa tot efortul ăsta care îl depune Krasniqi, ăsta altul Rahmani, Hasan, iar ăla bun și știu și cu ea și au muncit, au fost superiori. Iar la Rapid, ce îmi place de un ultimul timp, Krasniqi, foarte bun. Și la partida de la Craiova aici cu noi și-am pus amprenta pe toate, cum să spun, mișcările astea periculoase care le-au făcut ei pe ofensivă. Și dacă vă aduceți aminte, la fel cum a dat golul ăsta 3. Acum a scăpat și ea la Craiova în prima repriză atunci când l-a contrat, dată plecasă din poziție de offside. Și s-am spus, golul 3 are și o greșeală a lui Târnăvean acolo ca plasament, dar totuși mi se pare un gol de atacant, adică gândire din asta cu fentă spre, că trage spre colțul lung și plasat pe o minge cu efect, nu întâmplător trimisă, cu efect, nu, frumos. Minge cu efect, da. Nu, iau ce naibii, iau, mă auzi, au trecut cu TGV-ul peste ei, ce naibii. Auzi, așa, că tot am zis de atacant, ca să-l compar puțin, la modul ăsta am dat eu golul cu Olympiacos la ei când am bătut cu 1-0. Tot pe situații din asta în care portarul s-a, mie însuși și toată lumea s-a așteptat că dau la colțul lung și am tăiat-o la colțul lung, mingea a trecut exact între mâinile lui și bară. Aha. Pentru că el a avut un moment din ăsta de contrapie, de întârziere și a plonjat târziu, n-a mai putut să mai jucă. Așa a fost și cu golul ăsta lui Krasniqi, că vine la el mai de departe, mai el în viteză. Frumos gol. Au dat niște goluri foarte... M-a auzit Krasniqi, noul Cârțu. Nu... Da. Sorine, am fost mai bun ca el. Bun, așa. Sunt modest. Sorine, chiar ai fost. Ghinionul vostru este că v-ați născut și ați jucat acum, nu știu, 20. Ne-am născut prea devreme. Da. Păi erați... trebuie să spun ceva, că tot am mai avut discuții, am spus că dacă ar fi fost pe timpul ăsta Universitatea Craiova, n-ar fi putut să fie atât de mare. Pentru că noi am fost mare tocmai pentru că a fost un conglomerat de valori așa și rămase acolo, da, menținute normal, pe normal. Loc. Și așa nimeni, în fiecare an ar fi vândut în fiecare ceva. An, venea rotarul și în fiecare an vendea unul, doi jucători. Nu, neapărat numai Mihai și alții, îți dai seama că nu... Sorine, tu știi că eu sunt coltenii. Avem așa o șansă la titlu, un miracol acolo?
Bă, sunt 7 puncte de FCSB. Sunt, da. Bă, Sorine, o minune. Minuni se pot întâmpla. Sorine, se pot întâmpla minuni? Se pot întâmpla, dar este foarte important ca partidele ăștia 3 pe care lăsau turul campionatului. Am făcut eu niște socoteli. Să fie învins și să iei un minim, să spunem, de 11 puncte, dacă nu și mai mult. Dar cum adică să iei din 3 partide 11 puncte? Că nu înțeleg. Ți-am spus din turul 5. Campionatului. Din 5 partide. Cinci să faci un minim 11, ca apoi, eu știu, în retur, când ai 3 partide acasă, da? Pentru că noi turul ăsta de campionat îl avem 3 în deplasare. Ieșim la CFR, vine Rapid acasă, ieși la FCSB, vine Farul și ieși la Sepsi. Da. Deci îți trebuie și în special ăștia, primele 3, să ai un minim 7, să intri în play-off-ul ăsta cu 7 puncte. Atunci pot să sper. Dacă nu, e foarte greu, că este totuși o distanță, rămâi pe loc în momentul în care ți-am spus ai primele 3 partide. Părerea mea că, Sorin, te contrazic aici. Eu zic că poți să sper doar dacă din primele 5 partide ai 15 puncte. Nu. Ba da. E distanță mare, Sorine. 15. Dacă ai 15 puncte, dar poți să speri. Eu zic, cum am zis, cu 11, știi de ce? Pentru că o chestie din asta am avut cu timpul lui Neagoi, mi se pare. Am avut tot așa. Cu vreo 7 sau 8, 9 puncte, nu mai știu cât am făcut în tur. Și apoi am avut returul când aveam 3 partide acasă și era o șansă foarte mare. Dar ți-aduce aminte partida aia cu FCSB-ul, când Borbaia a luptat de la penalti, a luptat Ivan, știi, când a... Da, i-a sărit mingea, nu știu ce naibii, că a fost... Deci, știu, mi-aduc aminte exact situația atunci și de-aia fac o similitudine așa cu ceea ce se întâmplă acum. Dar o să trebuie foarte... Nu, eu rămân la părerea că să ai șanse reale la titlu, asta e părerea. Eu nu contest că sub nicio formă și tu ai dreptate, știi cum e, avem amândoi dreptate, dar eu zic să ai șanse cu adevărat, ținând cont că pleci de la minus 7,5 puncte de fapt, trebuie să faci 15 puncte, să ai cu adevărat o șansă. Să câștigi tot, Sorin! Sorin, să câștigi tot! Da, nu știu dacă merităm, pentru că au fost momente în care... Nu mai e pe merita, iar campionat. Ne-am bătut. Sorin, ne-am bătut joc. Nu, Sorin, iar campionat. Este alt campionat, e reset. Este, dar dacă te prezinți în campionatul ăsta la fel cum te-ai prezentat în prima repriză cu FCU, adică un meci... Nu prinzi nici podiumul. Ce da, da. Pentru că, eu știu ce, partida de aseară, așa, vorbând ca stare de spirit, ca importanță, așa, să se compara cu o partidă de play-off. Ori dacă tu ai o evoluție, cum a fost, ai avut-o în prima repriză, s-ar putea dai de un alt adversar și nu ai mai 1-0 la pauză ca să poți să întorci. Ai mai mult și ajungi în alte poziții. Sorine, am o curiozitate. Da. Cum e, mă, frate, da, să înceapă meciul și tu, Napoli, să faci poze? Păi, i-a plăcut, eu știu, da. A vrut să fie puțin mai detașat, cine știe. N-a mai prinsese de mult o atmosferă, cum a fost la Creva. A fost frumos, știi, aseară. Bă, Sorine, și... nu te spăra. Cum să faci, mă, poză? Animație, meciul începea și tu făceai poza la galeria antrenorul echipei. Da. Îi plăcea, eu știu, coreografia. Suflet de artist sau da, ce? Vrea și el să rezolve cubul. Cum? A, vrut și el să rezolve cubul? Să vadă cum l-a rezolvat ăla cubul. Bă, Jerry, cum să faci, mă, poză, mă, mâncat? Băi, bă, Jerry, deci... Uite-l pe Gianni, băi, ce bucuros e acum că a prins Dinamo viață. Sorine, uite-l pe Gianni, ce colorat e! Sorin, da, uitați-vă că frate, am început să scoatem și noi colții și de-asta. Aoleu, Gianni, să nu mă muști. Nu, Sorin, Doamne ferește. Doar că suntem și noi ia, puțin, bă, Sorine, puțin ferește-te, ia ferește-te, fă da, ferește-te, da. Gianni, nu Gianni, nu. Bă, să știi că... Ați făcut o alegere bună cu antrenorul. Am zis-o și eu și am spus mai demult. Aici a fost mișcarea voastră deșteaptă.
Dar lasă până la Kopić că e serios, n-avem ce vorbi de Kopić. Bă, zi-mi și mie, mătă, Nicolo Napoli. Păi poate îi place pe social media și vrea să pară mai să-i crească Instagram-ul, eu știu. Bă, Sorine, iartă-mă. Deci pe cuvântul meu de onoare, uite-te la mine. Ce spun, da? Da. Deci eu ca patron, după meciul ăsta, pentru asta, îl dădeam afară a 10-a oară. Pe a 10-a oară? Și-l chemai a 11-a. Păi nu, eu îți spun eu, omul vrea să intre în carte. Eu cred că a făcut poze să le enerveze pe Mititelu. Bă, Sorine, să te întreb, e amatorism ăsta? Nu pune etichete. Nu mă zi, te întreb. Sigur, n-avea... Profesionist vorbind, da, nu așa, chiar când a dat asta era început să meci. În secunda aia el fotografia și da, atunci da. S-a dat lovitura de începere. Da. A zis, stai bă, că primele minute nu contează. A zis că primele minute nu contează. Bă, te întreb, tu ai mai văzut așa ceva în vreun campionat? N-am văzut, nu știu, dar vezi, e mai detașat. Îți dai seama că eu cum trăiam meciurile, nici n-aș fi văzut coreografia, poate. Nu, dar te întreb, serios, ai fost și prin multe, ai fost prin campionate străine, ai mai văzut așa ceva? Nu. Vreodată vreun antrenor rival? Nu, așa e. E unic? Este. Păi, Nicolo e unic și prin ce se întâmplă dragostea lui cu FCU. Băi, deci nu mă... Păi la atâtea venire, atâtea plecări, normal că na, acum a vrut să-și crească contul de Instagram. Prin și oricum e ultima, înțelegi? E ultima, cred. Mănele, ai mai văzut așa ceva? Mănele, tu ai mai văzut Facebook? N-ai cum, e înainte de meci. Nu înainte de meci, n-a auzit că s-a dat lovitura, începuse meciul. Nu cred. Da, s-a dat lovitura. Nu era înainte de meci? Nu. Bărele. Ai mai văzut așa ceva? Am văzut în viața mea. Și l-am avut pe Gatie, care a fost campion cu... Bun, la o echipă profesionistă te dădea afară? Instant. Păi nici nu mai stătea, a? Andrei, tu ai... Băi, nu mai l-a amintit pe Gatie. Pe mine, de ce nu mai amintești? Ne-a sorin, dumneavoastră, faceți parte din cei mai buni antrenori din viața mea. Mersi frumos, bărinte. Bă, Andrei, mai văzut așa ceva ca la Nicolo? Nu, dar e de înțeles. Predați la cursuri? E de înțeles, pentru că am impresia că venind la 10-a oară, nu s-a înțeles la contract așa cum ar fi vrut Nicolo Napoli și atunci a cedat drepturile de imagine, da, ca la Ancelotti. Înțelegi? Da. Și cedându-i drepturile de imagine, trebuie să ocupe omul și de zona de imagine. Asta e una la doi la mână. Mă, e bine, acum e un trend. Bă, trebuie să faci ce vrea galeria. Adică dacă galeria a făcut o coreografie, scenografie de fapt, că nu mai deschis subiectul, așa... Mă, trebuie să vezi că apreciezi. Adică tot ce se întâmplă, nu vezi, înainte de meci să duc, după meci stau cu capetele plecate acolo. Prima ședință nu e nici cu antrenorul, nici cu conducătorul, nici cu președintele. Prima ședință e cu galeria. Acolo trebuie să fii. Deci trebuie să cu capul plecat sau cu, să te duci să te sui pe garduri sau nu știu ce. Sau în genunchi, Andrei. În genunchi, da. În genunchi. Așa, adică e, Bănele, e un trend. Am prins-o Nea Sorine pe aia, cu Brașovul, după 3-0 cu Brașovul. Păi după aia, după umilința aia, am venit eu la voi. Da, eu știi ce, Sorine, tu știi ce cred eu acum fără glumă? Eu cred că Nicolo Napoli are contract cu ăștia de la Guinness Book. Să facă tot mai multe, e posibil, nu? Să poate, nu? Să facă gesturi din astea care intră în cartea recordurilor. Înțelegi? Da. Este, eu n-am, să știi că n-am remarcat corelarea asta între a începe meciul cu... Bă, Sorine, dar e comic. E comic. Da. Dar fii atent, ești... Bă, Sorine, comic, antrenorul echipei, îți facă poze, meciul a început și el... Dar are dreptate, mă, Horica, aici, are dreptate, că el și-a dat seama. Craiova n-are cum să joace două reprize, Universitate. Niciodată. Da. Și a zis, bă, cred că prima e aia proastă. Da. Și atunci am timp, fac și poze, le dau și un gol, am și vreo trei ocazii. Adică la Universitatea, că tu vorbeai de miracolul titlului. Primul miracol pe care trebuie să-l vedem la Universitatea e să vedem că joacă ambele reprize. Că până acum nu s-a întâmplat niciodată. M-auzi. Până acum jucau prima repriză bine, dădeam două goluri și pe urmă la a doua. Sorine, îmi scrie un prieten, zice, păi Sorin Cârțu nici n-avea timp să facă poză, că la Sorin Cârțu când era antrenor nici nu începea meciul și Nea Sorin striga la ei că nu stau bine în teren. Când să mai facă și poză, că deja-i certa. Păi noi le trăgeam atenția să nu fiu surprins.
că da. Să nu primesc goluri în primele minute. Da, Sorin... Dacă mi s-au întâmplat mie pe teren, îți dai seama, numai de, dar la primele minute nu prea. Dar la poză nu te-ai gândit. La poză nu te-ai gândit. Nu. Ți-e ciudă? Ți-e ciudă puțin? Da. Ți-e ciudă că nu te-ai gândit la asta? Da, că uite, da. Vorbim de Napoli. Da. Da? Da, da, dacă ieșea. Sorine, Sorin, da, o fi făcut la finalul, te întreb ceva, Sorine. Dar la finalul meciului poza a făcut cu tabela? O fi făcut poza cu tabela? Nu, la finalul meciului a făcut poza cu tabela? Nu, n-a făcut, sigur. Sigur, cred că a făcut o poză și cu tabela. La final. Sorine, Mitriță mai poți să-l ignori de la Națională la cum joacă? Păi, dar să joace, nu să joace numai câte o repriză, să le joace pe amândouă. Pentru că în momentul în care Mitriță le joacă pe amândouă, atunci nu mai vorbim de Universitatea, că o repriză joacă bine, o repriză joacă prost. E clar că noi depindem foarte mult de starea de spirit și de evoluția lui, de forma lui sportivă, de deciziile, de imprevizibilitatea lui, nu știu, ziua în care se găsește el la... Și atunci, sigur, că e un plus pentru, și pentru Craiova e oricum plus, dar poate să fie plus și pentru echipa națională. Ce dar facem cu șampania lui Gigi? Cu artificiile care ajung până la calea ferată? Îmi place că și-a revenit, ai văzut acum și gata, bă, nu mai. A dat Dumnezeu o palmă că am fost, am arătat mândrie că... Aha. Și așa este. A? Când dai, ești arogant, așa mai dă câte una să revii pe pământ. Uh-huh. Să revii cu picioarele pe pământ. Păi ce facem cu artificiile, că l-o fi cumpărat omul? Ei, nu se strică. Nu? Oricum e acolo în față. Oricum e acolo în față. Dacă nu, le folosește de revelion. Nu, dacă nu, mă auzi, dacă nu, îi le vinde la jumătate preț lui Șucu. Dar să aibă grijă unde le ține, că nu trebuie la umezeală, că se strică. Bine, Sorine, mulțumim mult. Bine, domnilor, emisiune plăcută. Mersi frumos, mersi frumos. A fost Sorin Cârțu, și care e și un simpatic, dar vorbește și... profesional. Bun, cine ia, bă, fraților, titlul, da? Zi-mă, Dinamo. Ia uzi ce bagă Horia. Apropo, noi, cum a fost bine? La Vitolia la lansare? Cum să fie? A fost un succes total? Da. Eu am fost și eu, doar atâta vreau să te felicit. Deci ești tare rău de tot. Deci cum ai prezentat, cum te iubește lumea, cum o alegere mega inspirată a celor de la Vitolia Sport și a doamnei Badea, dacă să zic așa, o alegere mega inspirată. Că nu e un secret, magazinul aparține familiei Badea. Așa, o alegere mega inspirată cu tine. Deci ai făcut spectacol la fel ca pe teren. Te iubește lumea. Am fost puțin invidios că la mine n-a venit nimeni să-mi iau un interviu. Lasă că tu ești foarte bine de umbră, Horia. Am fost puțin, m-a întrebat nevastă mea, dar pe tine nu te bagă nimeni în seamă, mă? Și zic, păi nu înțeleg întrebarea. Și zice, hai să plecăm. Mai înțeles? Și zic, am stat vreo oră jumate, da. O deschidere fabuloasă. Iar tu ai fost senzațional, bravo. Ești cel mai bun, ești the best. M-am simțit ca acasă, în primul rând că magazinul arată foarte bine, arată ca un vestiar. Și cabina de probă e cu duș, adică atât de mișto. Nu arată ca un vestiar. Am înțeles că a fost, magazinul este replica la scară mai mică a vestiarului lui Dinamo. Așa am înțeles, da? Arată ca un vestiar. Da, vestiarul lui Dinamo este replicat, mă rog, cât se poate, normal. Cât se poate. Vestiarul Dinamo. Dar aia cu cap, știi, deci te duci să te schimbi, știi că în magazine bănele te schimbi, da? Te duci să te schimbi. Deci îți dai seama ce idee genială au avut cei de la Vitolia, da? Nu știu, cred că doamna Badea a avut ideea, pentru că doamna Badea e foarte creativă, chiar e creativă. E cu moda, cu are, foarte creativă, este talent fantastic. La doamna Badea. Și mă auzi? Și când mă uit, da? Intru și zic, bă, nu poți să crezi, ce e asta? Cu dușuri, cu aia? Păi aici se schimbă, te schimbă tricou. Deci au făcut cabina de probă să arate ca dușurile dintr-un vestiar. N-am fost în viața mea așa. Nici în marile magazine, la Nike, la Adidas, trebuie. Deci numai pentru asta și numai pentru asta trebuie să vă duceți la Vitolia, la Mall Băneasa, să vizitați. Nu mai vorbesc de echipamente și toate frumusețile care sunt acolo. Dar ți-am zis, asta cu cabina de duș, da, m-a spart. Efectiv m-a spart. Da, o idee genială, genială. Te simți ca într-un vestiar de fotbal.
Da. Și atunci, și pe mine m-a bucurat foarte mult că, uite, am văzut și cățelușii viitorului Dinamo, au venit foarte mulți și mi-a plăcut să vorbesc cu ei și erau interesați și le-am povestit ce înseamnă Dinamo. În toată nebunia aia, eu voiam să le zic, băi, trebuie să fiți răi, trebuie să fiți câini, trebuie să aveți spiritul în voi și ei săraci stăteau așa și eu aș fi vrut să mai stau de vorbă, dar veneau foarte mulți și am zis, hai să mergem puțin afară și vă explic eu cum stă treaba cu Dinamo. Și a fost foarte, foarte tare. Cum? Da, nu tare. Și lume multă. Lume și, multă, da, da. Câteva sute de persoane, da. Glorii. Am vorbit și cu domn profesor, cu Ion Marin, am vorbit și cu... Da, Burca a fost, Burca, o grămadă. Fost Burca, da. Costel Orac. Da, Nea Costel. Ia, bă. Ia, uite-l, bă, cum arată. Ia, uite, Gianni. Bă, dar ești bun la Dinamo. Sau, pe cuvântul meu, că ar trebui să te ia ăștia director. Uite că o să vorbesc cu Niculescu și cu Voicu. Pe da? Cuvântul meu, da, gata. Pe cuvânt. Vorbesc pe cuvânt că te-ai pretat ca director sportiv. Păi mai să vină la școală la noi, la federație, la curs. Cum? Trebuie să vină la noi la școală, la federație, la curs, că acum pe 19 martie începe primul curs de director sportiv din România. Da, știu. Că da? Am văzut, da, și am văzut. Cât ține cursul? Cursul ține vreo 5 module, pe parcursul unui an întreg. Dinamo a trimis pe cineva, directorul lor, cel care îndeplinește acum funcția de director sportiv, nu-i fost fotbalist din ce știu, dar e Gabi Tamaș, s-a înscris acolo, sunt 25 de locuri, a fost bătaie pe ele, bătaie, și nu e ieftin cursul. Adică cât e? Cursul este 7.000 de euro de persoană. Wow. Pentru cluburile, pentru 20 de cluburi din România, 16 de Liga 1 și 14 de Liga 2, de Liga 2 este și o subvenție a federației, adică undeva la 20 ceva la sută plătește federația și 70 ceva la sută plătește. 7.000 de euro? 7.000 de euro e cursul, dar iar foștii internaționali își plătesc singur. Da, și s-au înscris. Bun, hai că l-avem la telefon și pe Costel Orac, unul dintre uriașii jucători ai fotbalului românesc și, bineînțeles, al lui Dinamo, o adevărată glorie. Da? Că știți cum e la noi. Nu există lansare sau eveniment fără puțin scandal, că știi cum e așa în România. Domnul Orac, vă salut! Bună dimineața, vă salut cu respect. Și eu vă salut cu mult respect. Am înțeles că s-a supărat lumea că v-ați dus la lansare la Bitolia. Da, așa se pare. Dar cred că mai supărați ar trebui să fim noi, cei care am participat. Pentru că în afară de faptul că suntem din Amoviști și am făcut ceva pentru clubul acesta, indiferent de cine a fost condus la... cred că ne-am câștigat dreptul de a lua decizii în ceea ce privește viața noastră și modul în care răspundem sau nu răspundem la invitațiile pe care le primim. Da, povestește-ne puțin contextul, te rog. Vrei să te superi dacă spun Costel sau vrei să vorbim cu domnul Orac? Cum dorești? Nu. Doar ne cunoaștem de atâta timp, Horia, așa că nu... Bine, e în regulă. Costel, povestește-le oamenilor puțin contextul, pentru că lumea nu știe despre ce e vorba. Voi ați fost mai multe legende la lansarea magazinului Bitolia Sport, care aparține familiei Badea. Mă rog, magazinul este doamna Badea se ocupă, soțul este Nicolae Badea, iar din ce înțeleg, ați fost atacați virulent la Radio Dinamo, că v-ați plecat, că sunteți slugile lui Badea și așa mai departe, la o chestie foarte frumoasă și, cum să spun, foarte pozitivă, da? Că practic acest magazin promovează Dinamo într-un fel sau altul. Despre asta e vorba. Exact, și nu în ultimul rând, din câte știu eu, domnul Badea este încă acționar la Dinamo. Da, exact. Da. Exact. Deci, pe mine acum vorbesc în numele meu, n-aș vrea să vorbesc și în numele colegilor, dar sunt convins că și gândesc la fel. Da. M-a deranjat faptul că domnul Ionuț Zainea, cel care a postat acel articol, a lăsat de înțeles că, așa cum ai spus și tu, noi am mers acolo la această lansare ca niște slugi la curtea sultanului, ceva de genul ăsta, cam așa a fost expresia. Sultanul fiind Badea. Exact. Da. Exact. E sultan, că îi place pe la Istanbul. Mai merge pe la Istanbul, așa că îi place. Din păcate merge ca să se trateze pentru sănătatea, care e destul de șubă, da, domnule. Exact. Nu merge de plăcere, așa e. Exact. De ce spun că m-a deranjat? Pentru că... Nu, ar fi trebuit să scrie, dacă era domnul inspirat, beizadelele sultanului. Da, da, da. Mă rog. M-a deranjat pentru că lucrurile nu stau nici de cum așa.
Și mi se pare un lucru normal, ca să răspundem la invitație pe care am primit-o din partea domnului Badea, deoarece marea majoritate dintre cei care am fost prezenți acolo am lucrat cu domnul Badea. Domnul Badea este un om care a respectat și respectă întotdeauna și acum, la ora actuală, fostii jucători, indiferent de generația din care am făcut parte, ba mai mult, în situațiile total nefericite pe care unii dintre colegii noștri le-au avut și au avut nevoie de ajutor financiar, domnul Badea a răspuns pozitiv de fiecare dată. Și așa cum noi respectăm pe domnul Badea, nu înseamnă că nu respectăm și actuala conducere. Mă refer la domnul Voicu și la domnul Nicolescu, cei care mai ales, că mai ales cum ai spus foarte bine, că Badea este acționar în Dinamo, în continuare. Nu e ca și cum v-ați fi dus la inaugurarea magazinului lui Gigi Becali. Exact, exact. Și am dorit ca suportere să știe conjunctura și să știe care este poziția noastră. Pentru că cred că marea majoritate sunt conștienți de faptul că noi suntem și am fost tot timpul alături de actuala echipă care este în Liga 1. Am suferit alături de echipă, alături de suporteri și ne-am bucurat, mai ales în ultima perioadă, din fericire, când echipa câștigă. Mai mult de atât, am fost prezenți la toate jocurile care s-au discutat, fie pe arena națională, fie pe Arcul de Triumf, și nu văd de unde și până unde s-a ajuns ca să fim tratați la modul acesta. Nu, de unde până unde s-a ajuns ca, de exemplu, Costel Orac să fie numit antidinamovist? Da, da. Practic ați fost făcut trădător. Cam asta e de fapt ideea. Da, da. Îmi pare rău că s-a ajuns la asemenea lucruri. Pe noi nu ne... atât, cel puțin pe mine, și repet, sper că și, adică sunt convins că și colegii mei gândesc la fel. Noi am fost totdeauna și suntem în continuare alături de echipă, așa cum am mai spus, de echipa din Liga 1. Și vom continua să fim prezenți alături de ei la toate jocurile la care vom fi invitați, pentru că și aici, la această acțiune, am răspuns unei invitații și nu am mers așa de dragul știu eu de a apărea. Adică tu te simți trădător? Te simți că ai trădat Dinamo, că ai mers la această lansare? Păi dacă și eu sunt trădător, sau și ceilalți colegi ai mei, atunci cine mai e sincer în ceea ce, în acțiunile pe care le întreprinde? Asta este, din păcate, nu... Însă să știi că, Horia, și trebuie să spun și treaba asta, între timp am avut o discuție, l-am sunat pe Eliad și l-am rugat să-mi dea numărul de telefon a domnului care a scris acest articol, Ionuț Zaina, și am purtat o discuție cu el. Și motivația a fost faptul că n-a știut că am fost și noi acolo și că nici pe un caz n-a vrut să ne jicnească și că... A dat înapoi, din ce înțeleg. Da, da, da. Eu am vrut să dacă într-adevăr așa este, eu părerea mea că ai făcut o greșeală și tocmai de aceea trebuie să revizuiești poziția și să explici mai concret ce ai vrut să spui. Pentru Costel, că... de aia Dinamo e unde, pentru că nu sunteți uniți, pentru că există această ură, există acest băgat bățul prin gard, sunteți toți, uite Rapidul dacă s-a unit. Luați și voi exemplu de la Rapid. Rapidul s-a unit. Conducere, antrenor, jucători, galerie, patroni, investitori. Tu îi vezi că s-a unit? Ăsta este. Lumea nu înțelege. Vă spun eu, Horia Ivanoviș, vă spun astăzi, cu ochii cât cepele, da? După emisiuni maraton, pe la prima, sâmbătă și duminică. Că azi noapte m-am culcat la 2 și la 7:30 m-am trezit să vin la emisiune. Eu vă spun... Este de ce am fost băgați și noi în această oală. Și nu, da. Noi mă refer la mine, la colegii mei din toate generațiile care, oricum ar fi, noi am fost și vom fi în continuare alături de această echipă. Sigur că... De actualul Dinamo. Mijloacele noastre. Nu suntem, nu o să fiți voi, cum să spun, să țineți, de exemplu, cu Dinamo alu Badea. Sunt convins de asta. Voi țineți cu acest Dinamo. Da, am mai declarat-o și cu alte ocazii, atât eu și cât și colegii mei, că noi considerăm că Dinamo, continuatoarea lui Dinamo, este actuala echipă din Liga 1. Da. Mai mult de atât, ce să spui mai mult de atât? Exact. Adică, exact. Asta, doar atât vreau să spun.
Marele secret al Rapidului, pe care probabil unii nu-l înțeleg, este Costel, s-a unit. Eu sper închipuie, scuză-mă, închipuie-ți Dinamo unită. Închipuie-ți Dinamo unită, patronii, galeria, jucătorii, gloriile. Închipuie-ți ce forță sunteți, ce forță ați fi. Dar la voi e dezbinare, Costel, e dezbinare. Eu sper că cu toții vom reuși, toți cei care iubim acest club, vom reuși să depășim acest moment, să ca echipa să iasă din situația în care este la ora actuală, o situație nedorită, să nu ajungem din nou, Doamne ferește, să retrogradăm, și avem speranțe foarte mari, ținând cont de rezultatele și de jocul din ultima perioadă, și ușor, ușor lucrurile să se regleze, să ajungem, așa cum ai spus și tu, Horia, să fim cu toții înhămați la aceeași căruță, cum se spune, pentru ca lucrurile să meargă bine, indiferent de cine va fi la conducerea clubului, și Dinamo să redevină ceea ce a însemnat o echipă importantă în fotbalul românesc. Pentru că altfel, așa cum ai spus și tu, lucrurile se pot degenera. Da. Dar de ce totuși răutatea asta? De ce totuși răutatea asta, nu știu să spun, dar de ce răutatea asta vis-a-vis de noi, de foști jucători, asta nu înțeleg, în principal. Pentru că noi nu suntem implicați sub niciun fel în acționarat sau în alte situații, nu avem cum să zic așa, să deranjăm. Ba mai mult, așa cum am mai spus și o să repet de câte ori este nevoie, am fost de la început și suntem alături de actuala echipă, chiar dacă în unele momente, sigur că în momentul când lucrurile nu mergeau, rezultatele nu erau și echipa nu câștiga puncte, am mai fost critici, dar am criticat strict pe partea sportivă cu ideea de a trage un semnal de alarmă și în niciun caz de a dezvina. Da, da, da. Ce, Elias ce mai zicea? Adică sunt convins că înțelege, știu că e un tipisteț. Elias a rămas și el surprins, nu știa de articol, așa cel puțin așa mi-a spus, și mi-a trimis numărul lui ăsta, Ionuț Badea, Ionuț Zaina, cel care a scris articolul, și așa cum s-a spus, am discutat cu el, am fost curios. Am înțeles. Ce despre ce e vorba, și mi-a promis că va fi mult mai atent în momentul în care... Gianni, de ce e dezbinarea asta? Ce aveți, bă, frate? Eu am vorbit cu Nea Costel, am vorbit ieri la telefon. Exact. Sunt la fel de supărat, doar că eu nu vreau să intru în conflict, pentru că la mine reacțiile sunt și mai rele față de Nea Costel sau rețelele de socializare. Adică? Dar, adică ce, te înjură lumea? Înjurături de alea urâte. Pe tine? De ce? Pe mine, da. Că e sluga lui Badea? Da, că sunt trădător, că sunt sluga lui Badea, că nu știu nu ce. Nu cred așa ceva. Ba da. Ce aveți, mă, fraților? M-au afectat. Bă, o lansare de magazin. Ascultă-mă, da, m-au afectat, dar odată, cum îi spuneam și lui Nea Costel, Nea Costel, hai să luăm lumea din ziua de azi, pentru că sunt foarte răi oameni din ziua de azi. Tu dacă îmi spuneai mie, Gianni, vreau să promovezi echipamentul lui Dinamo, în secunda 2 ziceam, da, Horia. Eu doar promovez culorile clubului, cum am făcut-o toată viața. Și stai, ca jucător. E un magazin care promovează într-un fel sau altul Dinamo în final. Nu mă interesează ce conflicte sunt. Da. Eu promovez echipamentul lui Dinamo, cum am promovat-o din teren. Adică al echipei tale iubite. Cum am promovat-o din teren, cum mi-am reprezentat în teren și mi-umpleau frigiderul. Când ieșeam, știți foarte bine, la Steaua, la Rapid și toată viața așa, și după ce m-am lăsat de fotbal, tot la fel o să fie, promovez în continuare, și dintr-o dată, pentru un anumit conflict, aud răutăți și jigniri. Ai devenit trădător. Ai devenit dintr-o dată că promovezi Cătălin Hâldan și echipamentul lui Dinamo. Nu contează cine îl face. Da. De ce atâta deci răutate? Dintr-o dată am devenit trădător. Nu pentru toți, să nu generalizăm. Da, dar, sunt unii care efectiv... Nu, cu asta se hrănesc. Cu asta se hrănesc, sunt unii care n-au ce să caute să vorbească de Dinamo. Da. Nu au, și scriu despre Dinamo hate, și despre noi. Hate, Costel, hate, din păcate. Da, ideea este că trebuie să scăpăm de asemenea specimene, să zic așa, pentru că nici într-un caz nu fac bine clubului. Da. Apropo, cum a fost la lansarea magazinului? A fost frumos, sigur că pentru noi care suntem mai de generație veche, să spun așa,
a fost o noutate, pentru că știi fi bine că pe vremea noastră nu existau asemenea promovări. Și sigur că, așa cum am mai spus, indiferent cine ne va invita, atâta timp cât va fi vorba de Dinamo, dacă putem și suntem, și asta o răspundem totdeauna prezent la orice, să zic așa, lansare sau orice alt eveniment în care trebuie ales, să promova Dinamo. Mai ales pentru un om cum e Nicolae Badea, exact. nu doar un dinamovist pur sânge, pentru că Badea un dinamovist pur sânge și a dovedit și concret, nu doar bla 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 cum fac toți pe la televizor, așa, dar este și un om de o calitate fantastică și un om care a ajutat pe toți, pe toți aflați la Nanghe de la Dinamo, pe toți, de la Cornel Dinu până la, cred, domnul Orac, eu știu, zeci de foști mari. Foarte bine că la un moment dat a făcut și la un fel de asta, rentă viageră pentru anumiți jucători din generația. Nu, n-am știut asta. A făcut și lucrul acesta, îi spun eu. A făcut rentă? Adică dădea niște bani pentru jucătorii din vechea generație? Da. Deci dădea din buzunar o rentă viageră? Din partea clubului, în momentul când era la, așa bănuiesc, dar era și dânsul și Cristi Borcea și celălalt care erau în conducere. Așa e, așa se întâmplă, dăm în valori, mereu dăm în valori. Da. Bine, mulțumesc mult, domnul Orac, pentru precizări. Eu mulțumesc că mi-ai dat prilejul să lămurim. Cu mare drag, oricând, cu mare plăcere și vă mai sunăm, poate mai vorbim și de Dinamo. Că cu uite. Drag, cu drag. Da. Sănătate, emisiune plăcută. Da. Cum a fost, ți-am zis de lansarea? Am văzut lume multă, mi-au plăcut mult tricourile. Știi cine m-a spart, nu? Tricoul ăla cu câinii cu ochelari. Nu cu ochelari. Da, sunt mișto. Da, deci tar rău de tot. Sunt mișto. Cum ți se par tricourile? Foarte bune, sunt de calitate și în primul rând îl ai acolo, îl ai fizic. Dacă vrei să te duci să-ți cumperi ceva cu aceste culori, te-ai dus la Mall Băneasa, ți-ai cumpărat tricoul pe care îl vrei. Cine? Te-ai dus, ți-ai luat? Și gata. Da. Subiect închis. Subiect în sfârșit închis. Ai de unde să-ți iei într-un mod frumos, civilizat. Se și online, dar e mai bine să te duci în vestiarul lui Dinamo. E mai bine să te duci să probezi în cabina aia cu duș. Dinamo, da. Frumoasă lansare. Da, frumos. Frumoasă lansare. Bun, bun, oameni buni. Haideți să vedem declarații de ultimă oră de la palat ale lui Gigi Becali, patronul FCSB-ului, echipa care în continuare este pe primul loc, are un avantaj important și, după părerea mea, rămâne principala favorită la titlu. Gigi Becali de la palat. Deci, ați văzut cum a zis Florinel Coman? A zis, domne, a fost o lecție pe care trebuie să o învățăm. Dumnezeu pe aia ce iubește, el le dă lecții și cercetează. Pe mine m-a cercetat. M-a cercetat și a fost foarte bine rezultatul. Pentru că de n-ar fi fost 4-0-4, nu înțelegeam. Dar zic cum am spus eu, am spus în Giulești, noi vom bate 4-0, o să luăm 4 puncte. A făcut Dumnezeu, da? Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și din mândria mea și dintr-o fia mea și cum a zis și Șucu din aroganța mea, a zis Dumnezeu, bă, tu nu poți să faci un fir de păr. Cum bați tu în Giulești? Cum adică ai bătut-o vreodată? Eu ți-am făcut și schimbările, eu ți-am făcut și echipa, eu ți-am dat și bani să plătești. Și tu acum, tu că bați tu aroganța ta, atunci vei primi exact 4 cât ai zis că le dai. Și atunci eu îl rog pe Dumnezeu să mă ierte pentru mândrie. Îi rog și pe toți oamenii din fotbal care au fost până acum și pe care i-am supărat. Și pe Șucu și pe toți suporterii de la toate echipele, și Rapid, și Dinamo și toate. Ce aroganță am făcut eu și ce am supărat. Că eu nu o să mai dau declarații, am o echipă de fotbal, este o afacere. Ce câștig eu? Mândria mea, trufia mea, ce am câștigat eu? Pentru ce? Văd de treaba mea, eu o echipă, joacă fotbal, dacă aduce Dumnezeu biruință, deci acum voi da și așa vine postul. Domnul, nu mai mă găsiți, că o săptămână mă duc până munți, până pește. Așa, deci, prima săptămână, că e prima săptămână e cu post aspru și atunci nu o să mai vorbesc eu. Dacă vrea Dumnezeu să fim, că 4 puncte este imens. Imens. Că e imensitate 4 puncte.
Că nu e mult, dar e imens în situația asta. Cum avem, adică, dacă vrea Domnul, noi adică programul avem ușor. Adică în primele 5. Și atunci, dacă o să luăm campionatul, și cred că da, pentru că m-a smerit Dumnezeu și mi-a arătat. Atunci o să vedeți făgăduințele mele după. Nu o să mai declar până atunci nimic. Și atunci o să vedeți făgăduințele mele după. Până atunci eu nu o să mai dau declarații. Vreau încet încet să-mi văd de treaba mea, că nu câștig nimic. Apoi eu ce câștig? Că-mi pierd suflet. Ce câștig ceva cu declarații cu asta? Mă dau mare mândrie cu tare, cu tare, cu tare. Și așa, nici echipa nici nu vor. Vreau să o dau la fete, nici nu vrea niciuna. Poate o să o dau la aia mare, să-i dau acțiunile. Că nu vor. Păi că nu vor, că după aia vine presa, după ele și nu au, nu le place, nu vor. Să vedem, poate îi dau acțiune la fata mare și dacă e după aia el, gineri, mie le minte, adică nu prea îi place. Dacă e să vă dea el declarații după aia. Că nu se dea la mine în familie femeile declarații. Așa tare v-a dezamărit. Îmi face o discriminare acum, că de ce dau bărbați declarații și nu dau femeile. Așa tare v-a dezamărit în plângerea asta? Eu nu m-am dezamăgit, eu dau slavă Domnului că așa că a fost bine. Păi face Dumnezeu ceva rău, mă, Dumnezeu face tot ce face, face minunat. Pentru mine a făcut minunat, m-a cercetat. Ai zis că e 4-0? Am zis eu, n-am zis eu, 4-0, 4 puncte, am zis eu așa? E, na, 4-0 iei tu, ca să vezi că tu nimica nu poți, nu poți să miști un chis de păr, cum să faci tu? Păi dacă, dacă nimic n-am, nimic n-ai din ce, nu ai luat. Că nimic n-am, toate mi le-a dat, le-am luat de la Dumnezeu, nu? Și atunci, dacă toate le-ai luat, pentru ce te lauzi ca și cum n-ai fi luat, zice? Pentru ce mă laud eu că fac, că drept, dacă toate Domnul le-a făcut? Dacă tot Domnul m-a ținut în fotbal de 20 ceva, 25 de ani în fotbal, toți au căzut și m-a ținut, înseamnă că m-a iubit. Și dacă te-am iubit și te-am ținut și n-ai intrat în falimente, pentru ce te mândrești ca și cum tu ai făcut tu? Și atunci am văzut treaba mea și gata. Smerenia, smerenia, smerenia. Dar ce crezi că s-a întâmplat cu echipa? Și aceeași echipă care a adunat puntele astea. Păi ce s-a întâmplat? S-a întâmplat mândria mea și trufia mea. Asta s-a întâmplat. Și au ei vreo vină, ei jucători. Poate m-am stat, m-am gândit după aia, doar și după aia mi-am adus aminte. Cu 4-0. Și a zis, băi, exact 4. Că dacă este o ei așa, cum a făcut Dumnezeu prima, e priza pe noi, că a fost a noastră. Dar zic, uite, bă, deși ai echipă, ți-am făcut echipă, am mânit 4-0 a doua repriză, mai... Nimic nu faci. Deci nu sunteți supărați pe niciun jucător. Cum? Păi, bă, dau slavă Domnului și mulțumesc. Că de ce? Că m-a deșteptat și mi-a deșteptat capul să nu merg într-o vie și în nebunie. Și vine și venea și postul. Acum m-a apucat mi-a declarații în postul mare cu voi. Așa îmi văd treaba mea, n-am nevoie nici de declarații, de treaba mea. Dar a devenit rapid. Păi nu e, mă, că ce-a făcut, a făcut Dumnezeu. Acum o să vedeți. Ei au jocul lor, nu e pentru ei, că n-a fost pentru ei. Pentru mine a fost. A devenit un film complex? A devenit un complex. Altceva a devenit. Nu te-am înțeles. Nu m-a interesat. Nu m-a devenit. A devenit, n-a devenit, ce vrea Domnul să fie. Și gata, da? Va fi schimbări în primul 11? Ce spune? La Tavi Popescu spuneați, la Târnovanu, Vlad. Dar nu, eu, o să aibă și el. Târnovanu o să mai aibă și el. Așa. Pentru că dacă e vina mea, nu-i vina lui, atunci trebuie să mai aibă șanse, că nu-i vina lui. Ei erau pe primul loc, aveau 12 puncte. Eu am făcut mândria. Dumnezeu mi-a dat pentru mine, mi-a dat. Și atunci o să vedem. Târnovanu, m-am zis, el trebuie să fie mai concentrat în poartă. Asta e situația. Nu pot să iau băiatului acum că e echipa națională, ce de noroc, nu fac asta. Tavi, George, Rapid sau ce? O să vedem. Ce? Pe cine vreți până la urmă în lupta finală? Rapid sau ce? Nu mai vreau să-mi dau eu, că cred eu, că fac eu. După aia, nu că sunt eu deștept și nu vreau să fiu eu deștept. Vreau să hotărească Domnul pentru mine. Gata, eu cu Hristos. O să fie luptă între ei, adică... Bă, numai că mă faceți iar ce să spuneți, ce cred eu și nu mai vreau să spun ce cred.
Dacă crezi, zic ce cred, iar o iau pe Miniș. Așa mai bine nu mai zic ce cred. 4 puncte imensi. Primul pas greșit la ei, gata. Ei joacă între ele. Da, mă ajută programul. Pe programul, că jucăm meciurile care sunt mai tari, le jucăm acasă. Adică jucăm cu Rapidul acasă, cu Sepsi și cu Craiova. Le jucăm, astea sunt 3 meciuri. Dar alte, la Farul, nu e un stadion cu 25.000. La Sepsi jucăm cu noi aici. La CFR când o să jucăm nu e mai mult steliști, o să fie, deci este un program bun pentru noi, nu? Dar vezi, dacă vrea Dumnezeu, face el. Și ce a făcut până acum, că m-a îndreptat spre mine. Acum eu mă smeresc, îmi văd de treaba mea, sunt cu minte, sunt credincios Dumnezeului meu. Dumnezeu, după aceea ești credincios mie, îți voi da ție. Că știi cum face Dumnezeu? Dacă eu, uite, acum ai văzut cum eu mi-am prins de palma ce mi-a dat-o Dumnezeu. Și știi cum face el? Cât ai vrut? 1.5? Îți dau 9! Pentru 1.5, dacă eu m-am prins de palma care mi-a dat-o, 9 de Domnul! Hai să vedem cum o să facă Domnul, nu? Vedem! Cum face? Dacă merit eu, dacă suntem credincioși Dumnezeului meu. Veți merge la echipă să le țineți un discurs, să-i motivați înainte? Nu, tată, nu. Nu, tată, nu. Cine sunt? Cine sunt? Eu, tată, sunt. Eu văd de treaba mea. Că credința mea e Dumnezeu meu de Hristos. Tu vine postul mare, dar după aia. Termin cu nebunile, să nu mai veniți. Nici nu mai mă găsesc pe săptămâna, prima săptămână, plec la Rodeo. Cum plecă? Sunt părerea despre că nici nu care spun că specificul are locul cel mai scurt. Subție, da. Care sunt dubluri. Sunt ce? Ca număr, nu știu. Nu știu, poate să vedem. Am văzut cât de scurt este. Aveam 12 puncte. Și după aia am văzut că asta este scurt. Așa cum este scurt, cum vrea Domnul așa să fie. Da? Nu mai vreau, mă, să mai fac. Iar eu vreau să scot rădăcina asta din mine, că e în inima mea mândria asta și vreau să scap de ea, să o smul definitiv. Că dacă mă apuc să vorbesc acum, iar vrăjmașul mă pune de ce mai zic. Și o iau iar. Iar eu acum mi-am cerut iertare la toată lumea și imediat mai zic ceva. Nu? Și după aceea ce faci? Vine Dumnezeu iar cu bătaia. Păi nu mai vreau bătaie de la Dumnezeu. Asta 4-0 e bătaie de la Dumnezeu. Ce altceva? Ce? Da, deci golurile care le-au dat. Pac, gol, pac, contratac, pac, gol, pac, gol, pac, gol. Ce a fost? Nu? E clar că a fost bătaia. Eu am înțeles bătaia, Domnul să mă ierte și cu asta basta și o să vedeți voi, fece, se vede acum în da? Hai Domnul să vă ajute. Trăiască Gigi! Trăiască Gigi! A, o crezi pe asta? Cu Gigi? Că nu mai e gata? Declarații? Nu mai vorbește? Nu mai... Astăzi da. A? Azi da. Azi da, a? Azi se închide. Uh-huh. Dar știi ce e frumos? Că la ședința asta ecumenică, unul dintre reporteri... La ce? La ce? Sau la conferință? Conferința asta, care are avut așa o tentă ecumenică frumoasă și... înălțătoare și... De apreciat. Dar reporterul din stânga se numește Andrei Preotu. Aoleu, asta e de TikTok! Nu pot să cred! Da, e un băiat foarte bun. Da, suporter. Dar e Andrei Preotu de la ProSport. Da, suporter Dortmund, adică pătimaș. E... Da, așa s-a nimerit. Adică... Deci asta este poanta zilei și cred că a săptămânii. Deci cum îl cheamă? Dar uite-l pe Andrei. Andrei e băiatul mai înalt. Din stânga. Da, cu părul așa, bă, da. Și pe care cum îl cheamă? Andrei Preotu. A, la țang. Îți dai seama dacă știa Gigi asta? Dacă îi spunea, să știți că pe mine mă cheamă Andrei Preotu. A, ai văzut? Dumnezeu te-a trimis. Da. Dar ce facem dacă nu știu, te bate Sepsi? Aici cum o facem? E o pedeapsă mai mare? Ca să fie zmerenia și mai mare? Dacă te bate Sepsi? E a doua palmă. Hmm? E a doua palmă într-o... Cred că a treia nu mai acceptă. Domn Becali. Oricum, o ușoară presiune a reușit să pună și pe Domnul Dumnezeu nostru că a spus că gata, mi-ai luat 1.5, îmi dai 9 acum. Da. Adică ceva de genul ăsta a fost. Deci are o problemă, bărbosul, a? Da, este... Mă rog... Îl știm pe domnul Becali, știm ce să... Ceea ce e cel mai important, sau ar fi cel mai important, dacă ar înțelege mesajul.
mesajul transmis inclusiv de domnul Șucu. Anume că e bine artificiile, șampania și toate celelalte să le pui în scenă în momentul în care chiar ai de ce să o faci. Atâta vreme cât nu e lupta încheiată, e bine să fii atent la orice detaliu, că s-ar putea că să fi fost și o anumită detașare față de competiție într-un moment în care aveai plus 11 sau 12, nici nu mai știu cât erau pe punctajul vechi regular, și atunci s-ar putea să instinctele să fie un pic atrofiate față de urmăritori și să nu îți dai seama de pericolele care te pot paște. Mm-hmm. Da, ha? Ce zici, Bănele? Ha? Schimbare de paradigmă. Și-a dat seama și dânsul că a făcut niște declarații prea devreme. Nu. El a făcut declarațiile având o strategie. Strategia a fost mai înțeles să slăbească adversarul, să le bage în creier, să le inducă psihologic faptul că nu mai au nicio șansă cu FCSB-ul și că sunt prea departe. Asta a fost o strategie. Dar asta n-a fost arugat. Nu a ieșit. Mai înțeles? Da, dar a fost o strategie. Știi cum e? Când le toți pui unuia, ești prost. Ești slab, ești alea. Nu, la unii nu. Pe unii înrăiești, pe alții nu. Exact. Pe alții nu. Știi? Mai înțeles? Adică clar a fost și o strategie asta. N-a fost, da, bun, ok, că Gigi e spectaculos și face spectacolul care îl face și așa mai departe. Dar încă o dată spun, a fost și o strategie de a le picura adversarilor undeva în subconștient ideea că, bă, nu mai aveți ce să-i faceți FCSB-ului. Nu doar că sunt 12 puncte, da, cât erau înainte, dar avem și echipă. Da, Florinel, aia. Da, dar uite că a venit viceversa, i-ai răit. Și practic, uite ce s-a întâmplat la meciul cu Rapid. Exact, tu practic spunându-le, gata, noi suntem cei mai tari. Ia stai mă în vestiar, păi cum adică sunteți cei mai tari? Uh-huh. Haide bă să-i arătăm că nu sunteți cei mai tari. Uh-huh. Și asta s-a întâmplat. Cum erai tu, cum ai fost la inaugurare, la PCH, a? Acolo, cu suporterii, cum a fost? Păi da, am fost și la... ei m-au sunat, n-am fost, primul am fost. Și aici, la București și la Cluj. A, deci nu ești cu... Deci ești trădător sau nu? Lămurește-mă. Nu vezi că n-am... Eram nebunit eu când îl vedeam pe domnul Borcea pe la televizor. Abia așteptam să jucăm cu tine, să-i batem, să-i pe gardă. Deci ești trădător sau nu? Că nu mai înțeleg. Deci pe tine te-a chemat primul la... Când s-a făcut PCH-ul, tu ai fost primul chemat? Da, la inaugurare, da. Pe hotărăște-te, mă. Ești cu Cristi Hâldan. Ești acoperit? Cu finul meu, da. A? Păi dar nu e vorba de acoperi, sunt doar unii care sunt răi și nu înțeleg faptul că tu de fapt reprezinți culorile lui Dinamo. Nu contează conflictele care sunt la mijloc. Important e să promovezi aceste culori. E atât de simplu. Da, mă rog, știi cum e. Noi acum încercăm să explicăm oamenilor că albul e alb și că alb roșu e alb roșu și că roșu e roșu. Exact. Și că Gianni Chiriță este unul dintre cei mai mari dinamoviști în viață. Adică e ușor așa. Da, adică și dacă te uiți pe mesaje și dai pe un profil la cine spune asta, cred că, Horia, serios, singur îți faci cruce. Da. Ori e un copil de 20 de ani, ori e unul care e un copil de 12 ani. Da, sau și așa, și nici nu știe istoria lui Dinamo. Dar pe noi ne afectează. Dar te văd afectat. Păi ne afectează. Chiar ești afectat? Dacă nu merităm asta, serios. Ce ai fost la o lansare de magazin pentru Dinamo, nu pentru Badea. Nu, pe mine mă afectează mesajele lor, nu ce spun ei. Da. Nu că am fost eu acolo. Ce, te-au înjurat? Da. Păi și mă, tu ești Dita mai, chiar te afectează hate-ul? Te afectează, Horia, că noi am pus suflet și n-au voie. Adică accept să mă înjure cei de la Steaua, cei de la Rapid, toată România, cum am făcut-o toată viața ca fotbalist. Bă, dar nu poți să mă înjuri dinamovist fiind și te dai dinamovist. N-ai cum. Înțelegi? Ăsta e conceptul. Da. Bănele, când îl vedeai pe Borcea, povestește-ne puțin. Păi, vedeam pe domnul Borcea pe la televizor. Pe sus, pe acolo, Shakira, cu tare, vă batem, vă omorâm, vă dăm, cu tare. Cum te motiva? Vă dați cuvântul meu de onoare că dacă nu eu, toată echipa, de la Petre Marin până la ultimul care eram în Vestiar, de nu-mi venea următorul meci cu Dinamo, să-i urcăm pe gardă, să mâncăm din ei. Bă, Gianni, vorbesc foarte serios. Știu. Adică nu mai aveam răbdare, era etapa, începeam etapa 2-a, 3-a și jucam etapa 12-a cu Dinamo. Îți jur că îmi dădeam orice să joc. Momentul ăla. Păi și noi nu eram la fel când vorbeam. Momentul ăla să intru, să-i mănânc de gât. Suntem cei mai tari. Gata, îi urcăm pe garduri. Gata, hai să le arătăm. M-a spus și domnul Horea. Și asta e o strategie cu două tăișe până la urmă. Da, bun. Poate să-ți iasă, poate să nu-ți iasă. Da, bun. Acum știi cum e. Pe CSB-ul nu a ieșit momentul ăsta. Pentru că... Da. Erai... Da, da. Uite, de exemplu, vezi cum mi-a plăcut domnul Șucu.
cum a gândit partida asta cu FCSB-ul să joace pe Arena Națională. Da. Din punctul meu de vedere și am vorbit cu mulți rapidiști. Așa. Au zis că e greșită, că trebuiau să joace în Giulești, da, că acolo e casa lor. Da. Uite că a ieșit și strategia asta să joace pe Arena Națională. Da. Le-a ieșit tot. Totul a ieșit. Unde îi bați pe FCSB? La ei acasă. Unde, pe terenul unde, da, pe terenul unde să simbim. Asta a durut rău, a? Rău, a? Hai că l-avem și pe Cristi Balaj la telefon, președintele CFR-ului. Cristi, te salut! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Nu știu dacă ai apucat să te informezi, dar am început emisiunea în forță. Nu știu dacă ai apucat să te informezi. Neluțu Varga, patronul vostru, a anunțat aici la Fanatic o primă de 1 milion de euro, record dacă luați campionatul. Am citit. Imediat a citit. Imediat ai citit. Sper că pe Fanatic. Pe Fanatic, bineînțeles. Numai pentru jucători și conducători și antrenori sau și pentru conducători? Nu, pentru toți. A zis o primă de 1 milion. Jucători și antrenori. A, am înțeles. A, de asta nu ești tu așa entuziasmat. Cum ți se pare? 1 milion de euro, Cristi. Nu joacă banii, Horia. E, da. A, contează și asta. Joacă. Noi trebuie să rămânem concentrați, pentru că în ultima partidă am suferit. Am învins o echipă care în ultimele două partide și în Gruia și în deplasare cu care pierdusem. Da. Ambele partide le-am pierdut cu 1-0, de data aceasta am câștigat. Am suferit și mă bucur și pentru Adi și pentru jucători, pentru această victorie. Știam că va fi greu. Foarte importantă, Cristi. Foarte importantă. Foarte importantă. Mai ales în actualul context. Exact. Și în continuare, din punctul meu de vedere, prima șansă, chiar și matematic, o are FCSB-ul. Uh-huh. Chiar dacă nu țin minte să fi avut vreodată o campioană care să fi pierdut cu 4-0 un meci în campionat. Nu știu dacă mai există așa ceva. Cu un rezultat justificat legat de ce s-a întâmplat pe terenul de joc și cei de la Rapid au înțeles foarte bine că pentru a câștiga, în primul rând trebuie să-l anihileze pe Florinel Coman, care a fost locomotiva, să spun, echipei în acest sezon și a făcut diferența, și pe Olaru. Au reușit și nu întâmplător au câștigat. După care, bineînțeles, Rapidul are următoarea șansă. În rest, atât timp cât suntem acolo sus, trebuie să luăm meci cu meci și n-aș vrea să ne entuziasmăm prea mult. Din punctul meu de vedere, în aceste momente trebuie să muncești și să înțelegi că e o perioadă importantă a campionatului. În acest moment punctele nu se mai înjumătățesc. Da, clar. Diferența între un egal și o victorie este foarte mare. Deja în acest moment detaliile fac diferența. Uh-huh. Și având jucători de calitate, având un staff foarte bun care știe să aducă victorii, ne permitem să sperăm. Dar asta nu înseamnă nimic, atât timp cât nu vom lega victorii și nu e suficient să câștigi un meci după care să sărbătorești. Acum, da, repet, O să vă completez puțin, că nu e vorba de contrazis, o să vă completez puțin. Farul a pierdut anul trecut 0-4 la Hermannstadt. Campioana. Apropo de ce ați spus, că nu vă aduceți aminte. Da, mi-am adus acum aminte că Farul a pierdut, dați-mi minte, nu? Că a pierdut cu 4-0 la Hermannstadt. Da. Hermannstadt și, mă rog, a fost campioana României. Se întâmplă mai rar atunci ca să... Da. Da, clar asta. Vreau să te întreb ceva, Cristi. Intră și Craiova în joc la titlu? Bineînțeles. Orice. Primele etape din play-off sunt importante. Nu, dar chiar dacă sunt la 7.5 oltenii, chiar și pe oltenii bagi? Noi am avut 7 puncte distanță față de ocupata locului 2
și cu greu am câștigat campionatul la un punct diferență. Deci tu spui că are și Craiova șansa ei realist? Bineînțeles, bineînțeles. Ceea ce e bine pentru fotbal și e frumusețea campionatului. Avem un campionat disputat nu doar în zona superioară a clasamentului, în play-off, și în play-off vedem o diferență mică de puncte și e greu în acest moment să expui un punct de vedere și să spui clar care sunt echipele care vor retrograda. Da. Spune-mi un lucru, mă uitam, paradoxal, crezi că această înfrângere drastică a venit la timp pentru FCSB? Fiindcă l-am văzut pe Florinel Coman la declarații. E foarte bine că a venit acum, e un duș rece, trebuia să ne trezim, ne luasem viteză, nu se mai înțelegea nimeni cu noi. Acum câteva minute, Cristi, am dat declarațiile domnului Becali de la Palat, care spune, nu o să mă mai auziți cu declarații, cu artificii, da, am fost arogant, Dumnezeu m-a pedepsit, de acum gata cu declarațiile, trebuie să ne concentrăm pentru titlu, să lăsăm artificiile, să lăsăm șampania, să lăsăm toate, ca să zic așa, cum să zic, zicerile astea prin care încercam practic să ne punem la pământ adversarul și trebuie să ne concentrăm la titlu, nu o să mă mai auziți. Și a mai spus domnul Becali, îmi cer iertare tuturor de la patron și suporteri, dacă cumva a mai sărit calul, am făcut-o pentru că așa sunt eu, dar noi trebuie să ne concentrăm acum la titlu și să lăsăm aroganța și declarațiile. Este motivul pentru care, după aceste ultime declarații, spuneam și un motiv în plus pentru a spune că în continuare au prima șansă. Adică mi se pare că le-a venit, da, mi se pare că le-a venit la țan cu milința asta. Ei au avut semnale de alarmă. Vă aduc aminte că au suferit și în meciul cu Voluntari, da. Au suferit în meciul cu Petrolul, au suferit în meciul cu Botoșani, da? Au câștigat și au mai fost și alte partide, au câștigat datorită lui Florinel Coman, sau pentru noi din cauza lui Florinel Coman. Pentru că este jucătorul care a făcut diferența. Și dacă vă aduceți aminte că am mai discutat acest subiect, l-am și felicitat, pentru că mi-aș dori ca la echipa națională să aibă evoluțiile pe care le-a avut în acele partide. Și de data aceasta a fost anihilat și Florinel și Olaru. N-au mai putut să... Să danseze, ca să zic așa. Nu au mai salvat echipa, cum s-a întâmplat în celelalte partide. De semnalul de alarmă a fost tras. Și dacă cei de la FCSB au această atitudine, din punctul meu de vedere, e benefic pentru ei. Și e rău pentru voi. Și rău pentru noi. Da, pentru că au în continuare aceste 4 puncte avans. La asta mă refer, că e rău pentru voi. Și asta și au o atitudine corectă în momentul în care au realizat că e important să respecti adversarul, e important să respecti fotbalul și să muncești. Acest lucru trebuie să-l facem noi. Uh-huh. Am câștigat în ultimele minute meciul cu Hermastad, tocmai pentru că am respectat adversarul, tocmai pentru că știam că avem un meci greu, știam că avem o echipă care probabil merita să fie calificată în play-off. Și atunci, cu atât mai mult, trebuie să-l felicit pe Adi Mutu, staff-ului, au cerut jucătorilor să aibă răbdare, să încerce să se apropie cât mai mult de poarta adversă, fără riscuri, pentru că ar fi fost fatal să primim un gol. Într-un final a venit golul. Și cu atât mai mult sunt fericit, pentru că a fost un meci, așa cum am anticipat, împotriva unei echipe care a câștigat împotriva noastră și când am jucat în Gruia la ultimul meci și în deplasare la Sibiu. Cum se simte Aieti? Care este starea lui? Are leziune musculară, rămâne nevăzut. Rămâne văzut. Data trecută când a avut accidentarea s-a întâmplat la fel înaintea convocării la echipa națională. Și cât ar putea să, stea în cel mai negru scenariu? Eu zic 3 săptămâni. 3 săptămâni, pentru că Aieti e un jucător foarte important pentru noi. E un jucător bun la echipa națională Albania, care știm bine cum s-a calificat.
fără da. Emoții. Da, 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 da. Stăteam și mă gândeam dacă, mă gândeam că oarecum glumind așa, dar nu e doar o glumă, dacă ori voi, ori Rapidul ia campionatul, este an vișiniu, dar dacă cumva ia Rapidul campionatul, o să vă bucurați puțin și voi, glumind puțin, ținând cont la câți jucători ați trimis la Rapid. Că în momentul, în momentul de față, în momentul de față, asta i-am zis și lui Gigi Becali imediat după meci când a intrat pe prima, i-am zis, păi domnul Becali, dumneavoastră contra Rapidului nu v-a bătut Rapidul, v-a bătut un conglomerat Rapid CFR, o multinațională Rapid CFR. Dacă noi nu păcălim. În momentul în care pleacă jucători de la CFR Cluj, sunt jucători valoroși și e important să avem această ștampilă, să spun, sau această imagine legat de jucătorii care sunt transferați de la CFR Cluj. Krasnici, Braun, Petrila, adică, repet, e o multinațională Rapid CFR care practic se bate la titlu. Și Braun și Krasnici au fost impecabili. Da. Impecabil. Și nu întâmplător au evoluat, au fost aduși la CFR Cluj. Am fost nevoiți ca să-i cedăm. Până la urmă, economia de piață asta înseamnă. Vreun regret pentru Krasnici? Atât timp cât a fost acel transfer și într-o perioadă importantă pentru noi am avut acele încasări, nu pot să zic că nu e un regret, pentru că avem soluții în continuare. Uitați hotele cum evoluează, DEAC este într-o revenire de formă. Da, spectaculoasă chiar. Și atunci era important și Krasnici și Petrila să evolueze. Deci cumva Cristi Vișiniu și-a unit forțele, v-ați unit forțele cu Rapidul ca să-l bateți pe Gigi cumva. Cei de la Rapid au făcut acel efort financiar și merită să fie acolo sus. Asta e milionul ăla de primă. Cum? Asta e milionul ăla de primă. De la dar Krasnici. Ce zicea domnul Varga, nu? Da, da, da. Asta e milionul luat de la Jucu. Da. Dacă vă aduceți aminte discuțiile care le-am avut legat de meciul care l-am disputat în Kosovo împotriva celor de la Balcani. Da. Am fost ironizați când spunea Dan Petrescu că e o echipă foarte bună, că ne-au surprins efectiv și că naționala Kosovo sau fotbalul din Kosovo va avea un cuvânt important de spus. Vedeți că am suferit. E o mare victorie și la nivelul echipei naționale. Lumea nu realizează. Da, victoria lui Edi a fost cu atât mai mare cu cât vedem doi jucători importanți ai naționalei kosovare și care evoluează cu brio în România. Da, care cel puțin pentru Rapid cam fac legea în momentul de față. Exact, exact. Da, așa este. Bun, deci până la urmă faceți cum faceți, că e CFR, că e Rapid, Vișiniu să fie anul ăsta la putere, da, domnul Balaș? Noi am vrea să câștigăm noi. Ei, normal. În primul rând jucăm pentru suporterii noștri. Da. Suporterii, clubul, finanțatorul, m-aș bucura pentru Adi Mutu să aibă un parcurs bun în acest play-off, pentru că merită. E un antrenor care e ancorat, să spun așa, la tot ce înseamnă fotbalul modern. Văd cât muncește, cât suflet pune și mi-aș dori ca să aibă rezultate cât mai frumoase. Da, mă auzi? Dar simt așa pe Cristi Balaș, așa, milionul ăla nu merge la ăștia, doar la antrenori, la jucători. Ei săracii, mai înțeles, conducerea n-are nicio treabă. Să dea Dumnezeu să-l punem în practică. În practică, da. A, dar cred, nu, parcă mi-a zis domnul Varga pe final, dar eu deja mă gândeam la emisiune și parcă mi-a zis un milion pentru ștab și jucători și încă un milion doar pentru conducători, parcă, ba, nu mai știu. Da. Ne expiră contractul la vară. Un milion de lei. Cum ai zis? Ne expiră contractul la vară, s-ar putea să nu-l mai prindem. Aoleu, de ce? V-a anunțat domnul Varga, te-a anunțat domnul Varga că ești pa? Păi nu, da. Avem contract până în iunie. Am înțeles. Și înțeleg că nu ți s-a propus renoirea din tonul tău. Nu am renoire. Nu am renoirea propusă. Vorbește cu Deac, cu Camora. Da. Așa. Să întreb cum au făcut ei, nu? Da, da, da. Deci nicio renoire, nimic momentan, nu?
Nu, pe ei, domnul Varga spunea că pe viață o să fie la CFR. Aia, vezi, cu astea pe viață, eu când le aud, astea sunt cele mai periculoase, Cristi. Să vedem că trăim. Da, corect. Nu, dar nici nu o realizați, pentru că el este într-o perioadă în care are multe proiecte în care a investit, proiecte noi și de succes le-aș numi eu. Și să investești și în fotbal nu e la de mâna oricui. Sunt mulți oameni care în România ar putea să facă ceva pentru sportul de performanță și întorc spatele. Cei care investesc, indiferent că vorbim de domnul Varga, de Șucu, de Gigi Becali, de Gică Hagi, Rotaru de la Craiova și cei care mai investesc. Mititelu? Mititelu, da. Oamenii ăștia trebuie să apreciați. Și da. Chiar o reverență. Cristi, să știi că eu îmi depun deja candidatura să am preemțiune la tine, dar drept de primă opțiune. Dacă nu-ți mai prelungește contractul, te așteptăm aici la Fanatic, să știi. Mă rog, eu n-am banii domnului Varga, dar cred că cumva ne înțelegem. Mai ales că, cum ai spus și tu, nu banii joacă, așa că... Nu banii joacă, corect. Corect, așa că mi-am depus deja candidatura. E bine, eu sper din suflet să rămâi, pentru că tu aduci un uriaș echilibru, nu doar CFR-ului și fotbalului românesc, dar dacă se întâmplă ceva, sunt aici prezent. Ca să știi. Deocamdată nu trădesc, pentru că stau lângă un om care, repet, are un suflet mult prea mare și a investit foarte mult în fotbal. Clar, după declarațiile astea o să le decupești și le trimit. Cred că îți mărește contractul, nu doar că ți-l prelungești. Mulțumim, Cristi, mulțumim. Nu e cazul. Mulțumim, cu drag. Bun, da. Da? Nebunie. Cine ia, mă, fraților, campionatul? Cine ia campionatul? Cine ia campionatul? Mai anunțăm și noi sponsorii? Bineînțeles. Da? Mulțumim și noi sponsorilor, nu? Superbet, sponsorul principal. Mulțumim liderul detașat din industrie. Mulțumim Aqua Carpatica că ne ține în formă și în formă de zile mari. Acum chiar avem nevoie. Sâmbătă seară, Fanatic Superliga la Prima Sport 1. Duminică seară, Fanatic Superliga la Prima Sport 1. Deci duminică seară. Luni dimineață, după doar câteva ore, vine Ivanovici. Așa, la aici la emisiune, pe online, la noi la Fanatic, da? Marți iară la noi pe site, vineri iară la noi pe site. Noroc cu Cristi, că mai e și Cristi lângă mine, că altfel leșinam. Și apropo, o să spun și public, deci o să-i zic și în particular, una dintre cele mai bune ediții ieri, duminică, dimineață, ediția care a fost pe online. Deci au făcut Cristi și băieții o emisiune țiplă, felicitări, țiplă, excelentă, excelentă. Bun, e adevărat, când e Rapid FCSB 4-0, ai ce să vorbești, dar a făcut Cristi țiplă. Deci m-am uitat la emisiune, eram obosit după aia, deci n-am respirat, deci e impecabil, impecabil și îl felicit pe Cristi. Bine, nu că e vreo surpriză, el este, după părerea mea, cel mai bun jurnalist de sport pe zona de a realiza emisiuni și împreună facem o echipă absolut extraordinară. Simte foarte bine și Cristi și de-aia probabil și avem succes. Eu discut acum strict de zona de emisiuni, aici unde eu mă completez foarte bine cu Cristi Coste, Fabrizio Romano de România! Râzi, Gianni, râzi. Cine e titlu? Zici cine e titlu? Foarte serios. De ce scurt? Păi nu mă interesează cine e. Nu mă interesează Dinamo, tu n-ai văzut. Am scos și noi colții și nu mai vorbești de noi, vorbești doar de titlu. Păi să dăm un titlu și de campioana play-out-ului. Da. N-ar fi rău nici ăla. N-ar fi rău pe final, ar fi extraordinar. Nu? Mai bine că nu puteți să jucați barajul. Gianni, eu aș vrea să steți insolvenți. Să salvați pentru campionatul românesc și pentru fotbal românesc, care chiar este nevoie să fie duelul între Steaua și Dinamo. Păi, dar forță, nu așa. Cum eram și noi în play-off ăsta, adică campionatul ăsta chiar este disputat. Rapid, Dinamo, FCSB. CFR. CFR. Da, apropo de vechea rivalitate, Dinamo-Steaua, ai vrea să ia FCSB-ul? Că voi n-aveți nicio... Nu, eu n-am nicio treabă cu... Nu. Rapidul sau CFR. Da, deci nu FCSB-ul. Clar. Rapidul sau CFR. Și eu la fel spre mă, niciodată. Never, de să nu ia FCSB-ul, zici tu, Bănel, nu niciodată, nu ai zis? Sau nu, n-am înțeles? Nu, v-am spus, cu toate cele care s-au întâmplat și suntem cu 4 puncte în play-off, Steaua
are prima șansă, dar... Nu, dar îmi place atitudinea. Nu, ascultă-mă, îmi place atitudinea lor. Adică sper să nu fie doar la nivel declarativ. Adică sper să nu fie atitudinea doar la nivel... Dar atitudine de oameni care par să fi înțeles ceva. Mă bucur că vom avea emisiuni frumoase și vom avea ce discuta, pentru că va fi un play-off cel mai nebun play-off. Dar nu te mai invit, cred... că voi postării nu vă mai invit, că ați domnul Gigi pe care că toată lumea silențios stampa, vă concentrați pe titlu. Vă duceți, vă rugați, lasă-mă, stai acasă. Asta e. Cum ar fi și Bănel să fie silențios stampa? Pe cum? Stați acasă, mă, vă rugați toți pentru titlu. Păi n-a zis domnul Becali? Și gata cu emisiune, gata cu cașcaval. Înțeles? Oricum suntem campioni. Băi, da, te duci, te rogi, nu? Nu? Cum noi rămânem acolo și ne rugăm pentru Steaua? Da. FCSB, Andrei, avem probleme. Cum vezi lupta asta? Va câștiga echipa care are bancă? E un aspect foarte important și mi s-a părut că a fost chiar determinant la meciul. Te rog, ține-ți analiza. Chiar vreau să te ascult, dar avem un om fericit la telefon. Da? Un om fericit, foarte fericit, da? În sfârșit, Radu Drăgușin, spectacol, a jucat aproape o repriză. A jucat foarte bine și un om fericit, agentul lui Florin Manea. Știi cum e? Când nu, mă auzi, când nu salut Florine. Am crezut că e Edi Iordănescu la telefon. Când ai zis cu un om foarte bine. Momentul care a intrat, Drăgușin, a și marcat echipa. Cum? Cum ai zis, Florine? Edi mai fericit ca mine, zic. Da, da, da. Salut, Florine, salut. Salut, bună ziua, ce faci? Bună ziua. E, ce să facem? Uite, ne bucurăm și pentru Radu. Eu, evident, mă bucur și pentru tine, că ești prietenul meu și mă bucur mult de ton. Și ne bucurăm că așteptarea a luat sfârșit. Florin, povestește-ne cum a fost așteptarea și ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat acum. Așteptarea a fost normală, într-un fel. Grea, din punctul de vedere și al meu și al lui, pentru că era nerăbdător să joace, să aibă impact, să-și ajute echipa. În schimb, cei din club au fost foarte, foarte, să zic, alături de noi și ne-au comunicat tot timpul că pun bază pe el și că îi va veni rândul și eu nu m-am îndoit de treaba asta. Da, de ce spui că a fost grea? Era totuși o presiune care începuse să fie? Da, bine, presiunea așa mediatică mai mult și din ce se scria prin România și... Normal, și faptul că ne așteaptă un european. Mulți începuseră deja unii să rânjească în colțul gurii, să știi, am văzut pe la noi. Da, știu. Am vorbit și am primit și un mesaj de la Edi în care s-a interesat de situație de asta, adică de azi că și pentru el mă bucur că cred că a, deci și Edi începuse să fie îngrijorat, nu? Da, îngrijorat. Exact așa a fost și mesajul, a zis că dacă a crezut că la început totul va fi bine, era un pic îngrijorat acum, chiar dacă nu se aștepta să nu joace primele meciuri. E important că a jucat, e important că... Dar Radu cum a gestionat bine perioada asta, Florin? Radu, Radu senzațional chiar, îți spun că chiar înainte de meciul ăsta am ieșit să mâncăm amândoi, eu cu el, și așa eu l-am zis, să iau pulsul un pic și era foarte, foarte ok, optimist, zicea, azi când vine rândul, zice, mă pregătesc excepțional, mă pregătesc bine, meci de antrenament de antrenament. Parcă simțeam, nu știu de ce, parcă am simțit că se întâmplă ceva și va juca aici cu Aston Villa. Chiar da, am vorbit cu el. Și mă uitam doar o secundă, acum știi cum e, Florine, ghinionul unora, ca să zic așa, șansa altora, doar o secundă, te rog, să caut știrea la noi pe site, da, pe Fanatic. Deci e știre la noi pe site, chiar azi dimineața am văzut o scrisă de băieții mei, că am niște băieți senzaționali, niște colegi senzaționali. De-aia am făcut ieri, Florine, ieri ne-au citit 900.000 de oameni. Ai auzit bine? 900.000. 900.000, bun, da. Frumos. N-am reușit să ajungem la milion. Dar unde e știrea? Că nu o găsesc. Bietul băiat care s-a accidentat, nu o găsesc. Da, am înțeles că are o accidentare, din păcate gravă, așa am înțeles. Era dumneavoastră după meci că e ceva ușor. Mie așa am citit, cel puțin așa scrie. Uite, verdict crunt pentru Mic, hai să vedem. Eu, mă rog, ce scrie presa, acum știi cum e.
Deși, așa, deși inițial s-a vorbit despre o întindere musculară, se pare că, conform presei, bineînțeles, accidentarea lui Mickey van de Ven ar fi mult mai gravă. Așa, primele investigații făcute de fundașul olandez arată o ruptură musculară la coapsă, iar medicii estimează că va lipsi de pe teren între 2 și 3 luni. Da. Deci, repet, nu, că Doamne ferește, stai... Nu vreau, da, să înțeleagă nu, lumea, și... nu vreau să înțeleagă lumea, nu, că Doamne nu, ferește, ne bucurăm, Doamne foarte, ferește. Foarte, nu ne bucurăm, nu m-aș bucură niciodată de așa ceva. Și... Chiar dacă, scuză-mă, și scrie Emanuel Terțian, colegul meu, care e brici pe internațional, chiar dacă nu va avea nevoie de operație, înseamnă că Van der Vender, așa, s-ar putea să nu mai evolueze deloc în acest sezon. Deci asta cu accidentarea uriașă, ușoară, nu știu, acum știi cum e, așa, poate știe Radu mai bine. Da. Nu știu, am vorbit cu el după meci și mi-a zis Radu că s-a dus la Michi și l-a întrebat cum se simte, pentru că de asta, până la urmă, sunt colegi, luptă amândoi pentru aceleași culori. Așa a făcut Radu? Așa a făcut Radu? Da, s-a dus după meci, l-a întrebat cum se simte, ce... Și Michi ar fi zis că e ceva ușor, o întindere ușoară, dar nu făcuse nicio investigație atunci. Da, să sperăm că poate informațiile nu sunt cele corecte, deși am văzut capturi de pe site oficial, adică se pare că e și da. De pe site oficial și că va lipsi minimum 2 luni. În fine, dar asta îți spun, na, ghinionul altora, șansa altora, așa e în viață, așa e în fotbal, asta e. Așa. Bun, bun, era deci foarte încrezător și ați simțit, deci era foarte încrezător. Cum a fost meciul? Povestește-ne. Cum ai văzut meciul? A jucat o repriză întreagă, a intrat la 0-0. Echipa lui n-a luat gol, au bătut cu 4-0 în deplasare. Da, a fost, din punctul meu de vedere, a fost impecabil faptul că echipa n-a luat gol. Iarăși, un fapt care nu s-a mai întâmplat de ceva timp, dacă vă uitați, la majoritatea meciurilor au cam luat gol. Pentru noi a fost perfect și mai ales faptul că s-a și câștigat. A fost un, să zicem, un redebut. Că practic ăsta a fost debutul, că restul au fost 5 minute. Nu, ăsta e debutul. Putem să spunem că e un debut de nota 10? Eu așa zic. În contextul în care echipa a câștigat de maniera la care a câștigat și la o echipă clasată deasupra lor, o echipă de Champions League, Aston Villa, vă dați seama că se poate zice că e de nota 10. Da. Cum ai văzut? N-ai fost la meci, bănuiesc. N-am vrut să mă duc la meci. Nu știu, parcă am simțit. Am zis, băi, lasă, că de câte ori am fost. Lasă, nu mă duc. Și asta și când am văzut că s-a accidentat Mickey, și din păcate, mi-am dat seama că e momentul în care Radu va intra și atunci, normal, că m-am avut un pic de emoții, am simțit un pic presiunea, să zic, faptului că era un meci important și intră direct. Dar la sfârșit am fost foarte fericit. Am fost fericit pentru rezultat, pentru Radu. E bine că ușor, ușor munca te plătește, Horică. Eu știu cum s-a antrenat în perioada asta. Știu câte sacrificii face. Nu am avut frică, dar ca orice om, îți dai seama, intră o urmă de îndoială când vezi că trece un pic timpul și tot nu se întâmplă. Ieri mi-a pus mintea la... Te-ai gândit sincer, să fiu liniștit. Noaptea, într-o noapte te-ai gândit sincer, uitându-te așa puțin pe tavan, bă, om fi făcut bine că am venit la Tottenham? Vreo secundă te-ai gândit în perioada asta? De normal că m-am gândit. Am văzut victoria lui Bayern în Champions League, am văzut că Dyer joacă. Normal că m-am gândit. Dar... Te-ai gândit, bă, nu a fi fost totuși mai bine Bayern, nu? Mă uitam, zic, Dyer joacă și aici nu juca, zic, aulea. Da, nu, am fost mereu un păcat cu ideea care am, cu alegerea care am făcut-o, dar normal, cum ai spus tu, că odată te gândești. Normal. Zic, uite, poate câștigă Bayern Champions League anul ăsta. Adevărul că n-ai cum să nu te gândești la așa ceva. Normal. Da. Ce a zis, povestește-ne reacția lui Radu după meci. Ce ați vorbit după partidă? Cum era Radu? În primul rând am primit acea lovitură în inghinal, cum s-a scris, și l-am întrebat dacă e în regulă. Da. A avut o minge lovită direct. Zic, linia familiei Drăgușini e în regulă? E în regulă, a tărut un pic, dar
Râdea, a avut o poantă bună, da. Nu mai știu cine, Răchită ieri la emisiune, că noi am început și pe Prima Sport emisiune, sâmbătă și duminica pe TV. Și nu mai știu care a zis și zice, e foarte nefericit, nu mai știu care a zis, Răchită, cred că a zis. Și zice, e foarte cred că e foarte dureros pentru Radu Drăgușin, dar zice Răchită, da, zice, dar cred că e mai dureros pentru prietena lui. Zice Răchită. Și se uita la meci. Cum? Se uita la meci și Ioana, că am vorbit cu el, ce vai, ce l-a lovit, la asta că-i trece. Aha, l-a lovit acolo. Da, nu, în general. Și așa, și ce ai zis lui Radu? Cum ai zis lui Radu? Ia zi-mi dialogul dintre voi. Da, bine, noi glumim. Da, normal, normal, Florin. Și l-am întrebat, zic, băi, linia familiei în regulă. Zice, m-a lovit direct în linia familiei. Zice, da, să în regulă. Zice, dacă măsura nu putea să lovească la fix așa. Da. Și cum era? Fericit? Povestește-ne puțin ce ați discutat. Da, e normal că era fericit. El și familia. Toată lumea, când ajungi la nivelul ăsta, Horică, și îți dorești așa de mult să intri, să ai impact, să joci în Premier League. Asta a fost visul lui, să joace în Premier League, cu stadioane pline, cu ritmul care este, că e diferența și între Italia și Dar ce ți-a zis? I s-a părut, greu? Este greu, dar nu i s-a părut ceva, că de câte ori am vorbit cu ele, bă, ți se pare că ești depășit, ți se pare că... Și nu, chiar deloc, normal, simt că e mai greu, dar mă simt în ritm, mă simt intrat în ritm, mă simt acolo. Adică nu i s-a părut ceva să zic, bă, te driblează la antrenamente sau simți că nu-i prins sau... Știi? Zice, nu, din contră, chiar mă simt bine și chiar... Dar simt diferența de ritm, de calitate, de... Uh-huh. A avut emoții? Ce ți-a zis? Nu știu, nu l-am întrebat de emoții, dar nu știu, cred că o emoții pozitive. Pentru că când ai presiune, el de multe ori mi-a spus că lui place presiunea, place să joace sub presiune și îl motivează treaba asta. Antrenorul, jucătorii l-au felicitat la vestiar? Cum a fost la vestiar după? Da, nu, ei sunt foarte, foarte ok ca și grup, ca și și antrenorul. Totdeauna a vorbit și a spus să stea liniștit, că totul va fi în regulă. Să aibă răbdare, mâine, nu mă gândesc. Da, să aibă răbdare. Mâine aveam programată o masă cu directorul sportiv. Vreau să aflu mai multe, dar n-am ce să aflu. Planul lor a fost bine stabilit de la început și trebuie să-și aștepte rândul și să ajute echipa în momentul când era normal. Cei doi jucaseră foarte bine și Michi și Romero și era greu să-i scoți. Da. Nu era normal dintr-un punct de vedere să-i scoți. Dar concurența naște progres. Da, corect. Bun, și nu băieții la vestiar nu l-au lăudat pentru practic, ăsta e debutul. Ba, normal, toți au fost săi bucuroși, dar ei îl știu zi de zi la antrenament, adică pentru ei nu e o surpriză așa de mare faptul că a jucat bine, pentru că îl văd zi de zi la antrenamente. Și chiar vorbeam cu cineva din club și mi-a spus că se antrenează excepțional, că nu ai ce să-i reproșești. Am înțeles că e o fiară la antrenament, așa am auzit. Da, da. Nu? E, greșesc? Bagă, așa, am înțeles că este rupe. Da, da. La antrenamentul este ca și meciul pentru Radu. Așa ne-am propus noi de mult. Cum te antrenezi, așa joci. Care au fost, Florin, reacțiile? Nu știu, presa, prietenii tăi, cunoscuții? Cum a fost când s-a terminat meciul? Ce reacții au fost? Reacții pozitive, mai ales din partea fanilor lui Tottenham. Prietenii mei la ăia câțiva că i-am s-au bucurat, restul, cum ai zis tu, mai rângeau pe la colțuri. Nu m-au mai sunat, dar nu am niciun dubiu despre cariera lui Radu și cum unde se va duce. Bine, să nu mai bagi pasta cu Real Madrid, țin-o pentru tine, nu mai spune public. O țin-o, gata, las-o acolo, știi tu, am ținut-o, o știm noi doi cu astronautul. Am semnat 6 ani jumate cu Tottenham, nu, e greu să mai spun ceva de alte echipe. Exact, exact, o ținem între noi aia cu casca de astronaut, o ținem pentru noi. Da, o facem la un moment. Da. Dar Gianni, ce vrei să zici? Zic, eu mă bucur pentru Florin, pentru că și el a fost un jucător foarte bun de fotbal.
Înțelegi? A jucat tot timpul sub presiune. Îl știu foarte bine și el vă știe. Nu vreau să zic mai multe. Și mă bucur tare mult pentru el. Am înțeles. Le aveți voi pe ale voastre? Da. Băiețeștile voastre, da? Da. Da. Cine l-a sunat primul pe Radu aseară? Maică sa? Cine? Nu, nu știu. Nu, am înțeles. Nu știu, n-am vorbit. N-am vorbit de asta. Mm-hmm. Mama lui are nu știu ce de arbitrat astăzi. Sau e comisar. Da, așa cum l-ai simțit? Era fericit că în sfârșit a debutat? N-ai cum să nu fii fericit. Îți dai seama. Este ceea ce ți-ai dorit când ți se împlinește un vis, să zicem așa, n-ai cum să fii. Practic ieri s-a împlinit visul, dacă e să o luăm așa, știi cum e, că a jucat. Normal, ieri, da, pentru că a simțit mai mult. Una e să intri 5-10 minute. Da. Gianni nu, practic, știe bine. Practic când... ieri, cum? Te rog, zi. Nu, zic, Gianni știe bine când... Nu, zic, practic visul s-a concretizat ieri pentru Radu. Da. S-a materializat. Ca să zic așa. Se materializase în acte și... în cont, dar nu pe teren. Da. Cum spuneai că face sacrificii. Ce înseamnă sacrificii, Florine? Dă-ne două, trei exemple. Ce înseamnă sacrificii? Că lumea vede doar partea frumoasă. Exemplu, n-a ieșit deloc. N-a fost în cluburi sau să plece undeva. Nu știu dacă a ieșit de două ori să mănânce. Cum? De când n-a ieșit în niciun club? De când a venit la Londra? Nu iese. Nu iese. Am ieșit de două ori la restaurant împreună. În plus că lucrează, pleacă la 9 dimineața și vine pe la 3 jumate, termină, pentru că bagă două ore zilnic, în plus de sală, plus poate o oră pe teren. Nu e chiar foarte ușor. Și să pleci în fiecare zi la 9, să termin la 4, e ca și cum ai avea un serviciu de 9 to 5, știi? La 9 la 5. Dar trage și era și presiunea asta, se gândește și la națională și la campionatul european și și-a dorit foarte mult și își dorește foarte mult să reușească și eu cred că deja putem spune că e cu un pas în să zicem în barca câștigătoare. Da, asta e clar. Apropo, te-ai mai mișcat pe piață? Vorbeam la un moment dat că ești foarte aproape să dai o nouă lovitură, să-l iei pe Drăguș de la Gaziantep. L-ai luat până la urmă? Că nu, n-am, dar vorbesc cu Denis, mi-e prieten bun, am alte lucruri de făcut. Trebuie să lucrez pentru Gudmundsson de la Genoa, care are o cotă bună acum, am văzut că și Juve și cei de prin Anglia, pe aici am niște întâlniri pentru Albert, mai sunt jucători. Am Vina Grameni de la Faru, mă ocup de el și o să încerc. Da, da, și Florin, Drăguș e lovitură dacă îl iei pe Drăguș. Da, joacă bine acum, joacă bine. Nu mi-aș dori să vedem, vorbesc cu el mereu, suntem prieteni, mi-aș dori să colaborez cu el. Mm-hmm. Și el ce... acum cred că pot să-l și ajut, să-l mut bine într-un loc ca lumea. Adică... Dar mai e timp. Dar în ce campionat ai putut? Nu mă interesează echipa. Eu aș vrea să-l aduc aici. Aș vrea să-l aduc aici, în Anglia. A, vrei să... Și crezi că Drăguș are valoare de Premier League? Eu zic că da. Bine, bănuiesc că nu vorbim Florine, acum vorbim de top 5. Asta zic, nu vorbim de Tottenham, nu? Nu. Poate să fie un West Ham, un Crystal Palace. Da, deci tu crezi că ai putea să faci transferul ăsta, să-l aduci în Premier League? Pentru că na, e Premier League. Eu așa cred. Deja am avut câteva discuții despre el, în particular cu o echipă, vorbit așa în general. El a mai fost aproape de Stoke înainte să meargă la Gaziantep. Uh-huh. Stoke City vrea să deci ia... n-ar fi o premieră, n-ar fi o premieră fotbalul englez. Nu. Și la modul cum el se pregătește acum și... cum joacă, eu cred că are o șansă. E un jucător care mie îmi place foarte mult. Unul la unul, foarte bun, destabilizează. A început să și marcheze. De ce să nu aibă și el noroc să... Deci e o chestie de noroc până la urmă. Într-adevăr, de valoare, dar trebuie să ai și un pic de șansă. Da, da, ar fi lovitură mare de tot. Ar fi o nouă lovitură uriașă, cum ai dat-o cu Drăgușin, să-l aduci în Premier League pe Drăguș și îți ținem pumnii și eu cred că are valoare.
Și eu zic la fel. Acum să sperăm, să vedem ce se întâmplă. Sper, da. Campionatul european este decisiv pentru el. Dacă joacă bine la european... Șansele sunt mari să-l aduci în Premier League? Dacă joacă bine la european, da. Da. Vezi că ți-a dat Niță pariu? Că ești aproape să câștigi pariu cu Niță pentru Borza. Nu, nu îmi dă nimic. A zis că e cel mai bun. Cum? Trebuie să-mi dea pariu, șampania. Dar nu mai știu ce pariu ați făcut, că nu mai țin minte. Știu așa. A zis că, da, el a mizat foarte mult pe Borza, că o să fie, că o să facă. Eu am zis să nu ne grăbim, i-am zis că nu se apără, că e o problemă, contează și un pic caracterul jucătorului și uite că Uite, din păcate, am avut dreptate. Da. Din nou. Da. Uite că domnul Niță trebuie să sară la cap. Trebuie, ce zici, mă, Dăniță? Ia să mâine vine în emisiune, o să-i spun, bă, dar pariul lui Manea când îl dai, a? Da, te rog, adu-i aminte. Aha, da, da, corect. Da. Bun, ce urmează, ce urmează, Florin, pentru Radu Drăgușin? Crezi că va, crezi că va fi, ținând cont și de acest accident nefericit al colegului, crezi că va fi titular de acum încolo o perioadă? Eu așa sper să fie titular. M-aș bucura să nu fie accidentarea gravă a lui Michi, pentru că nu poți să-ți dorești așa ceva, indiferent ce s-ar întâmpla. Chiar asta vorbeam cu cineva înainte, se întâmplă, zic, bă, nu-mi doresc accidentarea nimănui, că e urât, trebuie să-și aștepte rândul. Ce-ți dorește altuia, poate să se întâmple ție. Și atunci niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Sper să joace cu Fulham, după care vine pauza cu echipa națională. Fulham e tot în Londra, deci probabil voi fi la meci. După care naționala și vedem. Să lege cât mai multe meciuri, să vadă de treabă, să rămână modest, așa cum îl știu eu, și foarte umil. Și lucrurile vor fi în ordine. A început lumea să-i ceară autografe, fanii? Oh, dar îi cereau de mult. Știu. Am dat eu tricouri de am omorât. Nu știu, plănuim ușor, dar acum că s-a stabilit să facem ceva și pentru copiii români din de aici, din zonă, că am auzit că sunt foarte multe cluburi de copii români. Poate odată o să-l duc la unul dintre aceste cluburi, se întâlnească cu comunitatea românească de aici, cu copii, cu părinți. Eu cred că toți ar trebui să fim mândri și să fim în spatele lui, să-l susținem în acest parcurs care el îl are. Da. Ne reprezintă, deci, zic eu, cu cinste. Vreți să faceți ceva și pentru copii, a? Bravo. Da, pentru copii, da. Copiii din Londra, bineînțeles, copiii români de acolo. Da, din Londra. De aici, din Londra. Deși din România. O să ușor să încercăm să dăm și înapoi din ceea ce primim. Adică ce? Mai să faceți o academie, ceva sau ce? Nu știu, vrem să facem. Radu are planuri să facă ceva pentru lucrurile pe care am chiar avut și o întâlnire cu cineva în care o să ne ajute să facem lucrurile astea. Vrea să investească timp și în lucrurile care pe el îl pasionează. Și atunci probabil vom apărea cu niște lucruri. E posibil să faceți și o academie? S-ar putea în viitor, da, ne-am dorit, dar vedem, deocamdată e devreme. Eu aș vrea să fac o academie, mai ales pentru el. Bine, pentru care să se și numească, nu Academia de Radu Drăgușin. Da, 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 aș vrea să fac asta și... Dar mai este, deocamdată mai trebuie să ne cimentăm, să zicem, aici... situația, după care putem să ne gândim și la alte lucruri. Bine, Florin, deocamdată singurul lui lucru în minte l-are să joace bine și să joace meci de meci. Da, mulțumim mult. A fost Florin Manea. Ne bucurăm că avem vești bune de la Radu Drăgușin. Ați văzut, din păcate, nici Ianis n-a jucat, nici Rațiu în meciul direct pe care l-au avut. N-au jucat niciunul și asta nu e o veste bună, dar iacătă încep să vină vești bune și foarte important că vin dinspre Radu Drăgușin. Un băiat modest, un băiat de la locul lui, un băiat care își vede de treabă,
Da, un tip profesionist, da? Iată, nu vezi efuziune, nu vezi postări pe Instagram, am fost cel mai bun, haide să... Nu vezi o postare pe Instagram, la Radu Drăgușin, mai înțeles, în care se bucure, bineînțeles, neapărat pe manele, dacă nu se poate, dar nu poți să te bucuri decât pe manele în ziua de astăzi, da? Nu, nimica. Omul s-a dus acasă la soție, da? Așa, la iubită, da? La iubita îngrijorată, s-a dus acasă la iubita îngrijorată, da? Își vede de antrenamente... N-are mesaje bombastice, nu ne omoară cu laudele și v-am zis, cel mai important lucru, nu se postează părit de manele, ce tare e el și mamă ce a făcut că a debutat în Premier League, știi? E bine, ce să mai lungim povestea, e bine, nu? Veste bună, Andrei. E veste foarte bună și copiii care aspiră să ajungă la banii, la faima lui Radu Drăgușin din momentul ăsta, ar trebui să fie atent la un mesaj pe care Florin Manea l-a transmis. A spus că el lucrează de la 9 dimineața până la 3-4 după amiaza. 7 ore. Și Florin a zis, zice, ca la un serviciu de la 9 la 5. Da. Păi, dragi copii și cei care priviți la... Să știți că ritmul ăla înfiorător din Premier League nu vine... așa, din senin, de la nimic. Vine de la faptul că acolo nu doar Radu Drăgușin, ci marea majoritate a fotbaliștilor cam lucrează de la 9 la 3, la 4, la 5, pentru că dacă primești atâția bani, îi primești, în primul rând, pentru munca pe care o faci până la meci. Meciul este gala, este serbarea, e ziua în care arăți ce ai făcut cu munca ta din cursul întregii săptămâni. Fără acea muncă nu puteți să ajungeți niciodată să jucați unde joacă Radu Drăgușin, nu puteți niciodată să aveți banii pe care i-are acum și va avea din ce în ce mai mulți Radu Drăgușin. Nu se poate să vină totul din cer. Dacă te mulțumești să joci la o echipă din România și după ce mănânci bătaie te duci într-un club, nu ai cum să ajungi niciodată acolo unde e Radu Drăgușin. Pentru că el nu merge în club. Uite-l pe Borza. Uite-l pe Borza, iară nu joci. Iară și-a prins echipa. Copilul ăla de la... Cum? Și-a prins copilul ăla, nu-l mai scoate acum. Da, nu-l mai scoate. Uite-te ce... Că e totuși o mică greșeală lui Borza. Nu e acum, hai să... E un copil Borza până la urmă. Înțelegi? Dar uite-te ce lecție primește Borza. Ce lecție dură primește Borza. Nu, e o lecție dură. Să nu fii pe teren. Cum? Din partea lui Dumnezeu, pentru că a intrat copilul care a dat randament. Dacă nu juca bine copilul, poate te dea repede. A doua șansă, zici, băi, jucător important, am dat atâți bani pe el, hai să-l băgăm. No. Dar copilul a făcut așa de bine încât nu poți să-l mai scoți din echipă. Și totul nefavorabil pentru Borza. Totul. Echipa merge bine, băiatul joacă bine. Nu, dar îți dai seama ce a simțit Borza? Ai, e albu ca albu, că e deși că bătrân. Se întâmplă. Nu, dar Borza să simți să nu fii pe teren la 4-0 cu FCSB-ul? Ar fi bine să fi simțit. Asta ar fi chiar vestea bună pentru Borza. Chiar să fi simțit. Chiar să-i pese, pentru că asta ar însemna să nu mai repete greșeala. Să înțeleagă. Uite, alt mesaj de la Radu, e în Londra și Londra mă gândesc că sunt... Nu, mă auzi? Capitala cluburilor. Sunt ceva cluburi pe acolo. Nu a simțit nevoia să se ducă. Nu l-am văzut pe Instagram, să postez după meci, nu am văzut ceva... Manele nimic? Nu există. Manele? Nu există. Nu există. Da. Gabi, salut! Ocolul pământului în 6 minute de data asta. Salut, Gabi! Salut, domnilor! Salutare, Bănel! Salutare! Ia, stai, pe n-ai văzut cum te-ai... Ia, cum l-ai salutat pe Bănel? Bănel, așa ne salutăm acum, dar ne salutăm mai frumos pe urmă când câștigăm. Abat, pentru că avem 4 puncte. Așa ne salutăm. Pen? Oppenheimer la Craiova, s-a mutat la Craiova și pregătește o bombă atomică, după părerea mea, ce se întâmplă acolo. Adică ce se întâmplă? Păi, nu știu, din înfrângere în înfrângere, mă refer la... A, la FCU. Oppenheimer e la Craiova. Da. Bun, m-am înțeles. Da, Gabi, te ascultăm, te rog. Ce se mai întâmplă în lumea asta mare? Chiar dacă am numai 6 minute, aș vrea să spun că lecția nu o primește numai Borza, o primește fiecare dintre cei tineri de care amintea Andrei Vochin, care s-ar gândi să păcălească un pic fotbalul. Și Drăgușin nu merge nu numai la înfrângere, nu merge în club, nu merge nici la victorie. Bravo lui! Cu Radu Drăgușin am vrut și eu să încep, doar telegrafic mai spun că The Mirror a scris că Spurs l-a pierdut pe Van de Ven, dar intrarea lui Drăgușin nu a perturbat în niciun fel defensiva după intrarea lui Drăgușin. Spurs a marcat al 39-lea meci la rând. A fost o partidă de 6 puncte, Aston Villa, Tottenham 0-4. Echipa lui Drăgușin la 5 puncte în spatele lui Aston Villa.
elevii Postecoglou au însă un meci mai puțin jucat. Drăgușin a evoluat cel mai mult de când a semnat cu Tottenham și echipa a terminat al 17-lea meci fără gol. Îl laudă presa? Îl laudă pe Drăgușin? Îl laudă în sensul în care, ți-am spus, nu s-a simțit plecarea din teren a unui titular de bază, a intrat Radu Drăgușin și faptul că nu s-a simțit diferența, e o laudă pentru Radu Drăgușin, care a evoluat la nivelul defensivei, care, iată, n-a luat gol nici acum. Știrea nopții așa este, știrea nopții a fost că Van de Ven stă 3 luni, a suferit o ruptură, din fericire nu va fi nevoie de operație, cum ai spus și tu și cum scrie Fanaticul, dar e posibil să fie încheiat sezonul. Va absenta între 2 și 3 luni. Asta e șansa lui Drăgușin. Da, asta e viața. Drăgușin profită din plin. Da. PAOK tristul Lucescu a fost PAOK-ul tristului Lucescu a fost mediocru. E titlul din presa de la Salonic. PAOK a pierdut acasă cu Aris, evident că am văzut meciul împreună cu Nemicea, iar Nemicea Lucescu concluziona că a început PAOK să se sperie, le frică, nu mai și asumă, jucătorii nu-și mai asumă acțiunile. Mircea Lucescu mi-a spus că va fi în Grecia la returul cu Dinamo Zagreb. Din nou un gol dintr-o mare eroare. Nu poate construi, nu a avut ocazii de gol aproape deloc. A și menajat câțiva jucători, poate cu gândul la partida de joi. Răzvan a zis după meci că a avut cel mai greu program, 5 derbiuri într-o lună. Nu e o scuză, dar ne-a stors de puteri. Când mintea nu e completă, limpede, acțiunile sunt lente, devenim previzibili. Căutăm resurse pentru joi. Când e returul? Joi. Chiar joi. Joi va fi meciul. Dacă Răzvan Lucescu suferă, în schimb, în Franța, Belloni, care astăzi împlinește 71 de ani și îi spun la mulți ani lui Loțe Belloni, și noi îi spunem la mulți ani. Recuperează punctele, a câștigat al doilea meci la rând, sigur la limită cu Lanterna, dar tot victorie este. Belloni după meci a zis că sper că aceste victorii să ne ofere mai mult curaj. A fost un meci greu chiar cu Lanterna, un meci de luptă, două echipe care suferă. În alte meciuri am jucat bine, dar degeaba, prefer să joc proști și să câștig, ca astăzi a zis Belloni. Avem speranțe și cu George Pușca, și a marcat ieri pentru Bari, chiar dacă degeaba a marcat, pentru că echipa lui a pierdut, dar e importantă forma internaționalului român, pentru că noi la asta ne gândim, la european. Am scris al doilea gol, a pătruns la marginea careului de 16 metri, un șut bun în colțul lung. Un gol foarte important, tot al doilea, pentru Ionuț Nedelcearu, a scris cu o splendidă lovitură de cap din marginea careului mic, în colțul lung. Palermo a câștigat cu golul lui 1-0, dar și datorită paradelui Piliaceli, fostul portar al Craiovei. După meci, Nedelcearu a spus că e fericit că a dat golul victoriei, dar important e să promoveze în Serie A, luptă până la capăt Palermo pentru acest obiectiv. Din păcate, Yannis Hagi nu a jucat, a fost unul dintre cei 4 care a stat degeaba pe banca de la Alaves. Tot pe banca a stat în acel meci Alaves Raio și Andrei Rațiu de la madrileni. Nici Lionel Messi însă nu a jucat, dar din cauza accidentării suferită la Nashville, Inter Miami a pierdut acasă 3-2, antrenorul Martinez a trimis o echipă mai mult din rezerve formată, cu gândul la meciul de miercuri din optimile Champions League. Și telegrafic 2-3 titluri măcar, spaniolul Brahim Diaz de la Real Madrid a hotărât să joace pentru naționala Marocului, pentru că nu a primit niciun telefon, nicio veste de la Naționala Spania, ales să joace pentru Naționala bunicii din partea tatălui, deși el e născut în Spania, părinții sunt născuți în Spania. Da, da, da. Nu era mai bine să-l sunăm noi? Nu știu dacă mai că era, mergea. Mergea, dar n-are bunică. Inventam, asta e problema. Vine Mitică Dragomir și cum îți face Neamitică imediat din ăla un, cum îi zice, un arbore genealogic, de imediat îi găsește Neamitică. Vrei să-l supăr pe Bănel încă o dată? Să-l ia pe bunică de la, de la Buzău. Am vrut să zic și eu. Da, Gabi, da. Pe urmă, mi-e milă de aceste știri să nu le dăm. Aseară da, Gabi, stai liniștit. Da, dă-i drumul și te opresc eu, că tu dă-ți drumul la treabă. Dă-i drumul. Aseară în Portugalia... Mi-e milă de tine să te văd că te chinui așa și să plângi că nu dai. Dă-i drumul, tată, dă-i drumul. Aseară în Portugalia am mai avut parte de o decizie pe care arbitru a anunțat-o pentru toți spectatorii. Portugalia e țara care deja a implementat acest sistem VAR. După ce se ia decizia, arbitrul anunță pe stadion și spectatorii ce decizie a luat. La Benfica Estoril, Manuel Oliveira a refuzat un penalty gazdelor, a explicat fanilor care tăceau, era o liniște absolută, după care a început să fluiere gestul arbitrului care a refuzat penaltiul.
Pentru final am o fotografie și un video scurt. Mai întâi fotografia, a fost scandal la FC Liverpool cu Manchester City. Gazele au cerut penalti la intervenția lui Doku. Asupra lui McAllister. Astăzi am aflat printr-o fotografie de ce nu s-a dat penalti, pentru că în VAR era Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal. Era cel care... Bine! Era fost. Da, el era acolo în camera VAR și de aceea nu s-a dat. Bine, ce cadru frumos ăsta cu noi cinci, cu toți cinci. Bravo, frumos cadru, bravo regie. Te rog, Gabi. Iar gestul șocant al sfârșitului de săptămână i-al antrenorului de la Lecce, D'Aversa, care l-a lovit cu capul în gură pe jucătorul Veronei Henry. D'Aversa și-a cerut scuze imediat după meci. Azi a fost însă dat afară. El riscă și o suspendare până la sezonul viitor, adică de 3-4 luni. Așadar, pentru că l-a lovit cu capul în gură pe un jucător advers, D'Aversa a fost astăzi efectiv dat afară de la echipa lui de la Lecce. Ce ți-au mai venit? Ce noutăți mai sunt? Păi, ce ți-a mai venit, Gabi? După de a intra, am văzut că 62 de jucători din Camerun au fost suspendați pentru că am mințit ce vârstă au. 62 de jucători. Doar atât ți-au prins? Da, doar atât. E un început, totuși. Da. Pe urmă, Arabia Saudită amenință pe Paris Saint-Germain că o să cumpere clubul AS Monaco. Va fi un duel interesant între saudiți acolo. Și am mai vorbit cu Andrea Companio dimineață. Andrea Companio, am vorbit cu el. Mi-a spus că e totul bine în ce-l privește, se adaptează ușor, ușor într-o lume cu totul nou, într-un fotbal cu totul nou. Este optimist că se va adapta repede. A și dat gol ieri, știm foarte bine. El a câștigat cu 4-0. Nu ca dar știi ce, știi, Gabi, știi ce s-a întâmplat weekendul ăsta, nu? Deci a fost un weekend sub zodia lui 4-0. Rapid FCSB 4-0. Tottenham bate cu 4-0 la Aston Villa Drăgușin. Echipa lui Companio bate cu 4-0 în China. Da, de Rapid nu știam, dar de Companie nu știu că a bătut cu 4-0. Optimist. Bravo, Gabi. A zis că va învăța și limba chineză în scurt timp pentru a se adapta și mai bine, Andrea Companio, și a spus că o să intre în direct în momentul în care se apropie o parte importantă a play-off-ului, să discute și despre campionatul nostru. Deocamdată însă e preocupat de ce are de făcut în China. Da, mulțumim mult, Gabi, pentru rubrică și pentru... noutăți. Suntem aici pe ultima parte a emisiunii cu clasici în viață, Bănel Nicoliță, Gianni Chiriță. Doamne, ce tricou ai! Doamne, mi-e și frică! Ce dorme! Da, mi-e și frică! Da. Stăteam câte o lună, așteptam. Și bineînțeles cu echilibru, cu Andrei Andrei Vochin. Iată, acuia, uitați-vă cum arată dozele. Da, uitați-vă, le vedeți, mango, da? Persică și mango. Strawberry. Uite, piersici, peach, mango, piersică, doamne, o frumusețe, pur și simplu o frumusețe. Ia, ia, plescă-i. Ah, ce bun e, doamne. A? Ia, ia, mai fă. Ah, ce bun e, doamne. Doamne, foarte bun, da. Persică și mango. În loc de șampanie, ce bei dacă luați campionatul? Persică și mango. Asta atâta, bravo. Bravo. Bun, stați că vreau să vă mai zic ceva, mi-am adus aminte de ceva. Apropo de Dinamo, da? Băi, eu n-am văzut, pe cuvântul meu de onoare, rar mi-a fost dat să văd mai multă răutate. Deci, asta, tocmai asta vă explicam eu, oameni buni, că Dinamo e greu până când toate energiile lui Dinamo nu se adună, da? Deci până când, cum să spun, toți de la conducători, jucători, galerie, da, oameni buni, până la vechi jucători, până la gloriile dinamoviste, da? Până nu se adună, mai înțeles, nu o să se întâmple nimica. Dezbinarea nu e o cale. Ultima știre care am văzut-o și știu sigur că este o invenție, este pur și simplu, o informație neverificată. Hai să nu spun o minciună, pentru că a spus-o un prieten de-al meu, pe care eu îl apreciez. Așa, nu intru acum, nu-i dau numele, că nu vreau să intru în niciun fel de discuție, eu îl apreciez foarte mult, dar este o informație neverificată, dar e o informație nedreaptă. A apărut informația, domne, felicitări că Mișu de la Regata l-a adus pe Copici. Bă, oameni buni, eu înțeleg că lumea, cum să spun, are ceva cu Niculescu. Dacă văd că e așa un hate împotriva lui Niculescu, bă, da, acum, hai să nu-i luăm nici chiar toate meritele lui Niculescu. Bă, da, chiar toate ei le luăm acum, da? Deci nici, deci vă spun eu, pe Copici l-a dus Niculescu, da? Am și dovezi, am discuții cu Niculescu, da? Adică poți să vii cu WhatsApp-uri, ca să zic așa, da? Deci nu mă băgam dacă nu știam sigur 100%, da? Deci pe Copici,
da? L-a adus Niculescu personal. El l-a adus, el a, avea relația, el a negociat. Deci meritul că acest antrenor foarte serios, care pare să face o treabă fantastică, pare să spun că știți cum e, hai să vedem cum se termină până la final, așa? Dar momentan face o treabă fantastică, un om serios, dedicat fotbalului, meritul este al acționarilor lui Dinamo, al lui Niculescu și al lui Voicu, da? Și în primul rând al lui Niculescu, adică, băi, eu înțeleg că e fraier Niculescu, că nu se pricepe la fotbal, că așa se zice și de Burleanu, că nu se pricepe la fotbal și uite unde e federația și naționalele și așa mai departe, da? Se vede treaba că mai bine îi punem pe ăștia nepricepuți la fotbal decât pe aia așa zici mari pricepuți. Bun. Bă, da, se ia acum și lui Niculescu. Bun, l-ai făcut în toate felurile. S-a pozat cu trofeele CFR-ului. Nu știu ce a mai făcut. A fost în Mexic. Bă, înțeleg, ok. Lumea a avut dreptate și el, cum să spun, a avut niște gesturi publice neinspirate. Bă, da, se ia acum lui Niculescu și pe Kopić să-i iei. Bă, deci până și meritul ăsta, da? Deci pe Kopić l-a adus Niculescu, punct, ăsta este adevărul. Și v-am zis, chiar știu, nu mă băgam în discuția asta, da? Chiar știu, vorbeam cu Niculescu, v-am zis, am WhatsApp, puneam, alea. Omul era geană pe Kopić și mi-a zis de atunci, înainte să-l aducă, o să vină un antrenor extraordinar care o să impresioneze fotbalul românesc. Bă, da, și asta se iei lui Niculescu. Deci n-a făcut nimic Niculescu. Băi, dați-l, trimiteți-l în gulag. Mai înțeles? Deci faptul că Dinamo are un antrenor de valoare al lui Kopić, pe care la toți ne place, este în primul rând meritul lui Niculescu. Hai să-i dăm omului, ca și frumos în viață, și bucățica aia, da? De merit pe care o are. Înțeleg că îl facem în toate felurile, da? Că n-are omul nicio treabă și că nu ce... Ok, e părerea fiecăruia, democrație și așa mai departe. Dar, repet, nu sponsorii, da? Nu știu cine l-a adus pe Kopić. Pe Kopić l-a adus Niculescu, da? Iar pentru asta Niculescu nu încă merită felicitat, că era datoria lui până la urmă, dar merită privit Niculescu cu mai mult respect. Cel puțin, nu știu, așa văd eu lucrurile. Bun, Andrei, erai pe analiză, te rog. La ce? Vezi că vine Mitica, cu batenușe Mitica, ai grijă. Da? Ce analizam, că nu mai știu. Da, analizai FCSB-ul, cine e campionatul? Cine a campionat? Răspunsul e foarte clar, scurt și la obiect. FCSB. Echipa care la sfârșitul play-off-ului se va afla pe primul loc. Asta este... Un răspuns echilibrat. în mod normal. Preechilibrat. Bun. Dar apropo de... Nu, că stai un pic, că ai deschis asta cu Kopić și cu Andrei Niculescu. Nu, nu se poate. Bă, nu se poate. Și... Ba, se poate. Nu se poate, chiar poate. Să-i facem varză tot timpul. Horică, se poate. Știi de ce? Pentru că victoria are 1000 de tați și înfrângerea e orfană. Adică dacă acest antrenor n-avea niciun rezultat, era sigur adus de Niculescu. 100%. Îți mai spun încă ceva. Chiar dacă acest antrenor ar fi fost adus de unul dintre sponsori, cel care ia decizia finală este șeful clubului, adică Niculescu. Dacă el este suficient de deștept astfel încât să se înconjoară de oameni care îi pot aduce o resursă umană mai bună decât cea dinainte, tot el trebuie felicitat. Indiferent că, eu știu, ideea a fost a unui altuia din club. Mai mult decât atât, mă uitam pe ce s-a întâmplat cu lotul lui Dinamo din iulie 2023 până în ziua de astăzi. Este lotul din Liga 1 cu cea mai mare creștere de valoare la distanță uluitoare. Lotul lui Dinamo a crescut cu aproape în valoare cu 475% față de valoarea. Deci de aproape 5 ori lotul lui Dinamo, valoarea lotului lui Dinamo a crescut din vară până acum. Pentru chestia asta, cineva trebuie să ia niște decizii și cineva să bage mâna în buzunar să plătească jucătorii respectivi. Da. Chiar dacă sunt absolut convins că o parte dintre jucători au fost aduși chiar de Kopić, la recomandarea lui. Dar nu-i plătește Kopić și nu sunt ai lui Kopić, sunt ai lui Dinamo. Corect. În momentul ăsta. Iar cel decidentul, cel care e în vârful mesei, este cel care trebuie să-și ia felicitările pentru chestia asta, așa cum tot el a îndurat în momentul în care Dinamo era pe ultimul loc, multe contestări pe bună dreptate, că da, și noi l-am contestat. Bună dreptate, exact. Dar ce al lui și ce s-a întâmplat pe mai departe, cum spuneai și tu și Andrei,
Într-adevăr, și am spus-o și eu. Dar știi foarte bine. Omului, n-ai cum să iei. Au venit, l-a adus pe Copici, au adus jucătorii exact mulați. S-au repoziționat. S-au repoziționat și au toate meritele. Da, când e să criticăm, criticăm. Da. Când e să felicităm, felicităm. Fii atent că avem un telefon interesant. Domnul Mihai Badea este la telefon, patronul de la Regal București, care a avut pe Tavi Popescu, pe Drăgușin. Au ieșit campioni în 2015 cu Tavi Popescu și Drăgușin la Under 15. Bună ziua! Vă salut, domnul Badea. Și care este un fost campion de polo. Da. Salut, Andrei. Bună ziua. Salut, mulțumesc Mihai. De invitație, dar aș vrea să fac o rectificare. N-am fost patronul acelui club, am fost președintele clubului. Președintele clubului. Patron era domnul Florică, prietenul meu. Ah, ok. Președintele clubului. Președintele clubului, da. Salut și toți invitații din studio. Pe foarte mulți mi-am văzut la televizor. Pe Andrei îl știu personal. Așa că... Nu o să-l mai invit pe Andrei, da? Dacă-l știți personal, nu e nicio problemă. Andrei, vezi că a fost ultima emisiune. Dragul în meu, online. Să știi că deși a fost campion de polo, joacă fotbal foarte bine. Am jucat împreună mult timp da? Fotbal da, și da. Chiar e priceput. Da. Domnul Badea, vreau să vă întreb, îl cunoașteți bine pe Tavi Popescu? Am ajuns la un caz Tavi Popescu. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Eu chiar ieri am vorbit cu un coleg de-al noastră și îi spuneam că în momentul ăsta Tavi are nevoie de încredere, pentru că acest copil a mai trecut și la junior prin această perioadă, dar noi cei de acolo din cadrul clubului, antrenorii, staff-ul, conducerea, am încercat, am vorbit cu el și i-am dat multă încredere. Da, a trecut și la... E interesant, povestiți-mi puțin cum, adică... Da. A trecut și la junior printr-o perioadă similară? Păi, nu tot timpul a avut meciuri extraordinare. Deci după ce a făcut trecerea la, să zic așa, juniorii mari, după ce au câștigat campionatul, a jucat la un an mai mare și nu a fost chiar o perioadă foarte bună atunci, dar cu ajutorul nostru, asta vă spun, acest copil are nevoie de încredere. Și de ce spun asta că are nevoie de încredere? Gândiți-vă că acest copil este plecat de acasă de la vârsta de 11 ani, asta departe de... Nu știu, a făcut foarte multe sacrificii, a dat parte de ce cred că e cel mai important în perioada asta a copilăriei, de familie. Deci noi am încercat cumva să-i fim familie și copilul ăsta în momentul în care vede că îi dai încredere, îți dă totul. Vă spun că asta ar trebui să facă și cei de la FCSB, pentru că eu, din punctul meu de vedere, Tavi nu este un caz pierdut, pentru că foarte multă lume îmi spune chestia asta acum, dar eu nu cred așa ceva, pentru că talentul nu-i de anime și eu zic că copilul ăsta e talentat. Doar că trece printr-o perioadă mai grea și eu zic că cei care sunt acolo la FCSB ar trebui să-l ajute să treacă. Dar cum adică la 11 ani a plecat de acasă? Păi el gândiți-vă că l-am adus de la Nucet, da? Și copilul stătea în cadrul căminului liceului unde învăța. Deci copilul ăsta a făcut sacrificii foarte mari. Deci gândiți-vă că el... El nu și-a mai văzut de la 11 ani și a văzut familia din când în când. Săptămânal când mergea acasă, la sfârșit de săptămână, dacă nu avea meci... Dormea la internat acolo, nu? Da, la București. El a stat la căminul liceului sportiv unde și învăța, unde avea și școală. Copilul ăsta a făcut niște sacrificii și aici vorbesc și de el și de Perianu și de Blănuță, pentru că toți au fost în aceeași echipă, toți au stat la același cămin. Deci cumva ar trebui să ne apropiem mai mult de ei, pentru că până la urmă sunt niște copii, că n-au o vârstă foarte înaintată, are 21 de ani Tavi. Și nu cred că este un caz pierdut. La vârsta de 21 de ani, din punctul meu de vedere, este un fotbalist destul de consacrat, pentru că are undeva la 150 de meciuri în Liga 1, are selecții la echipa națională de seniori, are selecții la echipa națională de tinere. Deci, cumva, ceva se întâmplă cu el și ajutorul nostru, al tuturor, ar putea să treacă peste lucrul ăsta. Mie e greu să vorbesc pentru că mă doare. Vă dați seama, sunt și subiectiv. Îl știu de atâta timp, sunt legat de el și vreau să văd că merge bine, asta e dorința mea. Dar este cum se tot vorbește, chiar am văzut și în studiouri s-a vorbit, nu vreau să spun labil psihic, că sună jignitor. Este mai puțin puternic psihic? Este un tip emotiv? Cum e el? Da, nu neapărat că nu,
Aici, da, stați ca să-mi găsesc și eu cuvintele, că n-aș vrea să... Da, dar nu la Bill, nu, că nu e, v-am zis clar, nu, nu e, că nu, n-avem... Nu, că sună, nu, sună și jignitor și nu, nu e cazul. În momentul, da, în momentul în care nu intră, nu iese jocul, are o perioadă în asta în care, cum să zic, e mai mult stresat, să-i spun. De cădere, de că, cădere, să-i spun. Exact, o cădere, dar asta... are nevoie de să-i dai încredere în momentele alea. În momentul în care nu iese jocul, așa pățește. Deci are o, are, o, are o cădere emoțională, nu despre asta e vorba. Are, are, are o cădere emoțională. Nu mai are încredere în el, nu? A și dat o declarație în acest fel, acum vreo câteva săptămâni am și văzut-o, am vorbit cu el, prin care spunea că, că nu, nu are încredere în el, că nu știu ce, dar am văzut că și-a revenit în ultima perioadă. A, la, înțeleg că ați vorbit cu el și puțin l-a certat, din ce înțeleg. Eu l-am certat pentru că asta e o chestie pe care n-ar trebui să o spui, pentru că încrederea îți vine și de la tine, dar și de la cei din jur. Da, am înțeles. Este tipul de petrecăreț? Nu, niciodată. Deci nu este. N-am avut niciun fel de problemă cu el și stau de vorbă cu el și acum nu este tipul care merge în cluburi, nu este genul ăsta de fotbalist. Nu că ar fi ceva rău, că dacă... Ai merge în cupul și ai juca pe teren... Da, da. Bine, nu știu, adică nu e, cu, e cu manele, cu chestii de genul? Nu, nu, nu. Nu, adică nu. Ce fel de tip e? Mai degrabă... Este, e un tip la locul lui, e un tip care, din câte știu eu, e foarte apropiat de prietena lui, își petrece timpul împreună cu ea, deci nu e, e un familie, să zic așa. E adică e un băiat cu minte. El provine dintr-o familie cu oameni cu frica lui Dumnezeu, deci oamenii sunt cinci frați, are niște părinți foarte, foarte ok din punctul ăsta de vedere, familia este foarte ok, deci nu e, nu, nu a învățat. A, și crede, e credincios, e un om, un băiat cu frica lui Dumnezeu, crescut așa? Familia este, cu Tavi, mă gândesc că la vârsta asta, faptul că provin dintr-o astfel de familie și tu cred că ai, gândești același lucru, știți? Mhm. Uh-huh. Deci ce trebuie să facă FCSB-ul sau ce trebuie să facă domnul Becali? Să-i dea încredere. Să-i dea încredere. Nu știu, nu, aș prefer să nu vorbesc de ceea ce poate facă domnul Becali, dar cei din stapul FCSB-ului să-i dea încredere. Copilul ăsta are nevoie de încredere. În momentul în care îi dai încredere, o să vezi că ți-o răsplătește. Adică, știți că mai e o mare problemă de care spune toată lumea, că Stavi în ultima perioadă nu a pus fizic pe el mai nimic, dar el când a apărut în fotbalul românesc cred că era mult mai slăbus decât este acum și vă dați, dacă vă aduceți aminte, a făcut niște meciuri extraordinare, de fapt a făcut un campionat extraordinar chiar în primul... Nu, și a dat goluri extraordinare. Exact, deci nu cred că... Asta e conformația lui, nu, nu ai ce să-i faci și sunt convins că ar trebui să mai... Se mai pună. Dar dumneavoastră spuneți că e o discuție falsă asta, nu? Din punctul meu de vedere, da, este o discuție falsă. Și mai e un punct unde, iarăși, pentru un fotbalist, cred că este foarte important. Nu prea se accidentează. Deci la junior, Tavi, eu nu mi-aduc aminte să fi lipsit vreodată de pe terenul de fotbal la niciun meci. Și acum, în afară de acea accidentare minoră pe care a avut-o la echipa națională de seniori, nu mi-aduc aminte ca Tavi să fi lipsit din... Din, da, e deci important. Cred că este un tip care are vână pe el, numai că nu-l ajută conformația în momentul îi ăsta. Îi sapă la temelie, la psihic, declarațiile domnului Becali? Acum nu știu să vă spun, sunt convins că îl afectează, dar domnul Becali cred că cumva așa încearcă să-și motiveze de jucătorii și poate... Poate la Tavi că... nu merge asta. Eu zic că la Tavi nu prea merge asta, știi ce? Adică la Tavi mai e nevoie și de o vorbă bună, nu numai de critică. Dar nu, nu sunt eu în măsură să dau sfaturi domnului Becali, pentru că... Deci, dumneavoastră ce credeți? Tavi va ajunge mare fotbalist? Că mulți acum spun gata, s-a terminat. Ați văzut, știți foarte bine comentariile. Va ajunge fotbalist mare? Eu am mare încredere în el și sunt convins că îl va urma pe Radu. Asta e și dorința mea, pe Radu Drăgușin. Sunt convins. Băi da, pentru că l-ați avut și pe Radu Drăgușin și ia cât-l pe Radu. Da, acea echipă chiar a fost o echipă foarte bună, unde în momentul ăsta 6 jucători din aceeași echipă joacă în Liga 1. Aici vorbesc și de Gheorghiță de la Iași, că și Gheorghiță a fost în aceeași echipă, Blănuță de la Craiova. Acum mă laud și eu puțin. Foarte Perianu, bine, lăudați-vă! Da, Perianu, Tavi, Drăgușin, toți au făcut parte din aceeași echipă. A fost o generație de excepție din punctul meu de vedere. Da. Apropo, că-s curios, cine a plecat pe mai mulți bani de la voi? Radu Drăgușin sau Tavi Popescu? Radu Drăgușin.
Dar sunt publice toate chestiile astea. Radu Brădușin a plecat. Transferul a fost la 260.000. Cât, cât? 260.000. Și Tavi pe câți bani a plecat? Tavi a plecat pe 90.000 în momentul în care a semnat cu FCSB-ul și, pe urmă, cred că acele procente de... undeva la 200.000 a fost suma totală la Tavi. Deci, am 200.000, dar banii de bază 90.000, nu? Banii de bază 90.000, da. Deci FCSB-ul l-a luat atunci cu 90.000, nu? Da, dar pentru campionatul românesc mă gândesc că era o sumă foarte mare pentru un junior care în momentul ăla doar promitea, nici nu făcea altceva. Deci eu zic că e o sumă foarte mare. Radu plecând la Juventus, e un club destul de mare și atunci ai să vorbești și de alte sume. Asta e, să-l vedem pe Tavi campion. Poate atunci lucrurile se schimbă. Poate să ajute echipa să ajungă campioană, sincer vă întreb. Eu sunt convins că da și eu încă am speranța asta că Tavi, sper că în play-off ăsta să se facă niște meciuri bune și să ne aducă aminte de Tavi care a debutat la echipa națională, care dădea goluri de alea extraordinare cu CFR, cu Dinamo. Deci eu zic copilul ăsta să ne cânte cu pasele lui, pentru că e păcat, nu? Adică din punctul meu de vedere un copil ca Tavi nu se naște odată la... Se naște odată la 10 ani. Și e păcat să-l pierdem. Aici vorbesc de fotbalul românesc, nu neapărat de FCSB. Să pierd un astfel de copil, da, mi se pare că ar fi mare păcat. E în regulă. Vă mulțumesc mult, domnul Badea. Vă mulțumesc mult. A fost o plăcere să vă ascultăm. Mulțumesc. Mulțumesc, la revedere. Bun, oameni buni. Bun. Tavi, da? La fel, cum i-am zis și lui Andrei Ivan la începutul emisiunii. Tavi, să ai încredere în tine. Da? Scutură-te de tot. Intră, ești fotbalist. Eu nu pot să uit golurile care le dădeai cu șuturi de la 27 de metri. Ghiulele, trasoare care se duceau în vinclu. Da, deci e clar că fotbalist ești, ai făcut meciuri extraordinare, la fel ca și la Ivan, nu poți să uiți fotbalul. Totul este aici la creier. Totul este aici la creier și mă bucur că, uite, e familist și sunt convins că își va reveni. Sau mai este o variantă, da, Tavi Popescu să plece în vară la o altă echipă unde nu este această presiune și să-și reseteze cariera. Și asta este, după părerea mea, cum să spun, un sfat foarte bun pe care eu cred că îl dau lui Tavi. În vară să ceară transferul, să plece, să se ducă la o altă echipă, poate nu se mulează la FCSB, poate nu-i place această presiune de la FCSB și care nu-l lasă să se dezvolte, da? Se poate și asta din punct de vedere psihic și atunci poate că soluția de bază este ca Tavi Popescu să plece la o altă echipă. Uite-l pe Krasnici, nu mai juca grozav la CFR, s-a dus la Rapid, pur și simplu a explodat, joacă absolut fantastic. Așa că poate o soluție din vară pentru Tavi Popescu este să plece la o altă echipă și din țară, de ce nu, sau din străinătate și poate o să vedem un Tavi Popescu reîncărcat, scăpat de această presiune care la FCSB și unde, mă rog, nu e atât de ușor să joci. Bun, suntem pe finalul emisiunii, urmează Max Profețiile lui Mitică în aproximativ 10 minute. Vedeți, ca să fiți informați, intrați pe informat.ro, cea mai tare aplicație de știri, da? Deci să intrați, da? Cea mai tare. Deci au făcut băieții ăștia de la informat.ro cea mai tare aplicație de știri ever forever. Deci găsești absolut tot. Sinteza tuturor știrilor din toate domeniile, da? De la informat.ro. Absolut tot. De exemplu, seara, da? Nu te-ai uitat la emisiuni, da? De sport sau de politică. N-ai avut timp, da? Dimineața găsești tot rezumatul de la toate emisiunile, tot ce s-a discutat. N-ai avut timp. Ai fost în club cu Borza, da? Gianni, da? L-ai scos în club pe Borza, da? Nu mai săracul, lasă-l să nu mai meargă, lasă. Da? Vin băieții de la informat.ro, care au echipă puternică, ți-au făcut rezumat frumos. Ce s-a discutat la Ivanovici, ce s-a discutat la Digi, sau ce s-a discutat la Gâdea pe parte politică, sau ce s-a discutat la Ciutacu și așa mai departe. Deci, pentru mine a devenit aplicația favorită informat.ro. Crede-mă, bun, Andrei, ție o să-ți placă. E stilul ăla serios, sobru, fix cum trebuie. Am văzut, să știi, de când ai spus data trecută și chiar am început să-l urmăresc. Nu? Foarte bun. Te ajută sau în general ajută oamenii care au probleme cu timpul. Da. Și foarte serioși și echilibrați. Ai segmentat tot, nu e opinie, este informație. Da. Bun, ne oprim aici, oameni buni. Mulțumesc Bănel Nicoliță, drag. Mulțumesc Gianni Chiriță, drag. Mulțumesc Andrei, cu Andrei m-am văzut și aseară. Da.
Așa, vă mulțumesc, mulțumesc băieților, tuturor celor care ne ajută. Urmează Max Profețiile lui Mitică, show-ul show-lor. Eu unul la unul cu Dumitru Dragomir. Nu uitați, dacă vreți să revedeți Fanaticul de azi la 17:30 pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanović și, bineînțeles, exclusivitățile din sport și nu numai sunt pe site-ul Fanatic.ro. Ieri aproape 900.000 de unici care ne-au citit. Vă mulțumim mult de tot pentru încredere. Suntem realmente onorați, dar și obligați. Mulțumesc tuturor băieților din regie. Da, dar noi oricum o să continuăm pentru că vine Mitică Dragomir și avem multe de discutat. Vă dați seama, sunt o grămadă de evenimente. Ne revedem cu Fanaticul mâine la 10:30, ora clasică. Rămâneți în continuare că în doar câteva minute vine Mitică Dragomir mai în formă decât oricând și avem multe de discutat în show-ul show-urilor care face furor pe online. Acest program v-a fost oferit de Superbet.